Și 3, și 2, și 1, suntem live pe 103.4 în vastele studiouri Radio 7. Suntem live video și pe Facebook și pe canalul YouTube cu sigla cu pisica 13 TV. Bună seara, Silviu Munteanu, suntem la... Asta e Clamuș Crăciun. Silviu Munteanu și prietenii săi încercăm să stăm lucizi aici. Doamnelor și domnilor, suntem la vorbe cu domnul doctor Costin Militaru. Bine ai venit, mă bucur că ai venit. Bine v-am găsit și eu mulțumesc de invitație. Treaba este că în seara asta vom avea un subiect sensibil pentru foarte mulți. Și pentru ei mai conservatori dintre noi, vreau să le reamintesc că suntem totuși în 2020 și că lumea se schimbă și ne schimbăm și noi cu toții. Și se schimbă niște lucruri și la nivel planetar, am văzut. Așadar, domnul Costin Militaru este absolvent al Facultății de Medicină și Farmacie Carol Davila București și singurul medic din România care a absolvit și a dat un master, nu? La The Medical Cannabis Institute Colorado din Statele Unite. Este corect ce am spus. Corect. Asta s-a întâmplat în 2016. Nu mai știu acum dacă o mai fi făcut careva Medical Cannabis Institute sau alte instituții care se ocupă de educație pe, vis-a-vis de cannabis, dar în 2016 eram singurul care făcea treaba asta. A fost un noroc al meu. Sunt primul european care a învățat despre cannabis în America pe bani federali. Bun, deci în seara asta vom vorbi despre tot ceea ce ar trebui să știm despre iarbă. Că acesta este subiectul. Willie Nelson este cică singurul american care ar fi fumat un joint la Casa Albă, invitat la nu știu ce recepție, s-a retras undeva. Mi-a plăcut știruța asta. Acum cică s-a lăsat de fumat semnele apocalipsei, probabil. Păi, na, dacă glumim acum de Casa Albă, trebuia să facă o schimbare de la trabucele tradiționale către altceva, nu? Să știi că problema cu trabucul a fost una singură, era Havana și încă este sub embargo până și astăzi. Cred că aia a fost marea problemă acolo. E posibil și asta. Hai să lămurim lumea. Hai să definim ceea ce înseamnă clar cannabisul, care în percepția României largi este distorsionat rău de tot. Adică am două exemple în cap. Una, ieșirea lui Chelu de la DNA, da, când a fost arestat pentru un gram jumate, ceva de genul, și un ziarist, adică nu un om simplu de pe stradă, ci un ziarist l-a întrebat dacă este adevărat că avea halucinogene în casă. Și pe ăsta l-a pufnit râsul, dar de ce râdeți? Pentru că ai față de prost. Mai este și celebrul rapsod, cum îl cheamă? Dolănescu. Nu Dolănescu, celălalt, căruia că i s-a pus drogul marihuana... Nea Beni se plângea că i s-a pus drogul marihuana, nu știu ce băutură, ceea ce, din câte știu, este imposibil. Acum, na, depinde, dacă i-a făcut vreo infuzie, e posibil. Nu putem să negăm treaba asta până la capăt, dar... Slabe șanse să facă cineva infuzie cu cannabis într-o cârciumă la Nea Beni, da? Slabe șanse. Slabe șanse să se atingă ceva de Nea Beni. Da. Oricum că ai deschis subiectul ăsta vis-a-vis de băutura drogului fără să o știi, astea-s povești. Astea-s povești, un singur drog în lumea asta care poate fi folosit în situații de genul ăsta, drogul violului. Retalinul, dacă îl știți, ați auzit de el, ăsta e singurul care se pune în băutură și nu-ți dai seama ce se întâmplă. Dar restul, nu. Restul-s povești. Da? Mai avem următoarea poveste și anume că acum 100 de ani, da, s-a interzis în Statele Unite și nu degeaba cannabisul se numește sau lumea îl știe de marihuana, pentru că cei care l-au interzis, este un documentar pe Netflix, de acolo am aflat, cei care l-au interzis au spus că vor să-i dea așa o aură acestei plante, cum că este adusă de mexicani și de acolo tot ce vine din Mexic este no good, cam asta era manipularea și de atunci se numește marihuana. Mai mult știu că s-a interzis undeva la 1906, iar legea s-a început ușor-ușor să se pună în aplicare pe la 1918. Ușor-ușor s-a interzis cam până atunci și de atunci a devenit interzisă 100%. Ulterior vedem că în mai multe locuri din lume începe să intre din nou în legalitate, sub o formă sau alta, mai mult decât atât ce înseamnă 100 de ani la scară istorică. Mai nimic.
Adică este, cum era prohibiția? Eu am altă teorie, acum nu știe nimeni, adică nu cred că are cineva adevărul absolut de când și cum a devenit cannabisul interzis, dar are o mare legătură cu anii 30, când s-a cantenat prohibiția pe alcool la americani și nu prea știa departamentul care se ocupa cu prohibiția pe alcool ce să facă pe viitor. Și au împușcat doi iepuri dintr-un foc. Într-adevăr, au scăpat de mexicanii care erau fumători de cannabis și și-au găsit și de lucru, schimbând alcoolul cu această plantă. Asta e o altă teorie, Niște bani de justificat, da, îl sta în picioare. Familia Dupont, care pierdea foarte mult de pe urma cânepii în general, că e foarte utilă de la construcții, la țesături, hârtie, acum am văzut, circulă pe Facebook o mare campanie de asta, să salvăm lumea cu hârtie igienică făcută din cânepă. Și se pare că industria petrolului a avut un cuvânt foarte greu de spus în ceea ce privește utilizarea cannabisului sau cânepii în general în industrie. Dar nu există. Eu n-am găsit adevărul absolut, nici nu l-am căutat extraordinar de mult, ce-i drept, dar de pe acolo. Eu mi-aduc aminte copil fiind că în manuale scria despre hainele de in și cânepă. Mi-aduc aminte asta. Eu mi-aduc aminte că am și melițat când eram mic, că am apucat un pic perioada predecembristă, să zic așa. Și mi-aduc aminte că la mei la țară încă se ducea cânepa la râu, se ținea acolo la dospit, o melițam și făceam saci din ea. Am mai văzut niște polițiști, cred, acum ceva vreme, cred să fi fost vreo 10 ani, care au intrat peste un bătrân în curte și să-l bage la închisoare și alta nu, omul explicând că planta aia pe care o era în dosul curții și hrănește curcanii cu el ea de ani de zile, adică de o viață, în fine. Eu am fost acut de curând, cred că 2 săptămâni în urmă, pe la Ministerul Agriculturii, la un grup de lucru vis-a-vis de cannabis și i-am tot întrebat de ce să uită la mine și la noi ăștia care susținem dezvoltarea industriei cânepii ca la niște infractori. Că cânepa asta pe care o cultivăm în momentul de față are mai puțină substanță halucinogenă, vezi colegul jurnalist, decât ce găsim pe piață. Nu pe piață, Doamne ferește, pe marginea drumului, pe calea ferată. Cânepa aia sălbatică are o concentrație măricică de tetrahidrocanabinol, că despre ele vorbă. Ok, hai să definim exact ce înseamnă cannabisul. Avem THC, da? Asta de care ai spus. Tetracum? Delta 9 tetrahidrocanabinol. Și mai avem OCB, îmi place să spun, dar nu despre asta e vorba, ci de CBD. Asta ce este? Cannabidiol. Cannabidiol. Da. Mai e și CBN-ul, acum au descoperit ăștia CBM-ul, da? Care se pare că e o ultima fiță în materie de cannabinoizi. Da? Mai intra și cannabisul. Cannabisul e o plantă. E o iarbă, la fel cum e inul, cum e, nu știu, cum sunt măturile, dacă ți-aduce aminte din copilărie că se mai puneau acasă și făceau mături. Mai vezi și acum pe oraș câte un cetățean cu spatele plin de mături. Cam după în aceeași familie sunt, cum e hameiul, nu știu, vița de vie, o plantă. O plantă care trăiește în pământ, face frunze, flori și fructe. Din păcate, pentru noi ăștia care am deschis ochii așa un pic, se pare că are o substanță care ni se duce la cap, de la o anumită concentrație încolo, și autoritățile până 1961 au decretat că substanța aia, deci în 1961... În România. Nu, în Convenția ONU din 1961, am un prieten care glumește că zice că încă îi mai creșteau unghiile lui Lenin în mausoleu în 1961. Noi încă ne raportăm la legea aia din 1961 care spune că acest THC e nasol. Da? Și din păcate ne luptăm cu treaba asta și acum lucrurile au început să miște încet, încet, dar mult prea rent. Întrebai ce înseamnă 100 de ani. Pentru mine și o zi întârziere înseamnă enorm de mult, pentru că ar exista foarte, cel puțin din punct de vedere medical, ar exista foarte multe beneficii pentru o groază de pacienți.
Am înțeles. Care ar fi astea și de la ce, la care din astea două vine? De la CBD? CBD 1. CBD-ul e legal, lucrăm, eu în momentul de față fac consiliere pe terapie de creștere a imunității folosind CBD-ul. Da, chiar vreau să da. Dezvoltăm un pic aici ce presupune asta da. Terapia. CBD-ul e componenta care nu are proprietăți psihoactive, dar care are niște proprietăți imunomodulatoare foarte puternice și antiinflamatorii. Și cu majoritatea patologiilor au astea două componente în ele, scăderea imunității și inflamația. Deci, practic, CBD-ul poate fi folosit foarte, pe scară foarte largă. Dacă vorbim de patologii cum e cancerul, avem nevoie neapărat și de acel THC. Mm-hmm. Pentru că celula canceroasă dezvoltă foarte mulți receptori care au afinitate foarte mare la acest THC. Adică THC-ul se duce și se leagă de celula canceroasă și o distruge. Ăsta e și motivul pentru care funcționează atât de bine și eu mă lupt în 2015 organic, așa, adică depus de hârtii, cu statul român să-mi dea voie să folosesc și aceste THC acolo unde e cazul. Mai avem puțin, sper eu anul ăsta să reglementăm toată povestea asta a cannabisului în România, pentru că la nivel european deja de pe 13 februarie 2019 s-a votat o rezoluție în Parlamentul European care solicită tuturor statelor membre să demareze studii reale pe cannabis, studii medicale. A trecut un an deja, la noi nu s-a întâmplat nimic, dar, mă rog, e o lege acum în Parlament, se discută, se încearcă să se facă niște pași reali către utilizarea și a tetrahidrocanabinolului. Partea proastă în continuare e că ne întoarcem la Convenția 1 din 1961, care spune că THC-ul este o substanță psihoactivă fără implicații în medicină. Ajungem și la legislația din România, că și aici s-au întâmplat lucruri, dar ajungem și acolo. Vreau să mai rămânem puțin pe povestea asta cu cancerul. Circula cu, cred, vreo 10 ani, o poveste cum că o fetiță de 9 ani avea un cancer, nu știu ce tip de cancer, dar era cumva într-un stadiu foarte avansat de metastază, iar tatăl ei a mituit, se întâmpla în Israel, am înțeles, tatăl ei a mituit cumva o asistentă ca să-i pună în perfuzii ulei, exclusiv ulei de cânepă, ca să-i mai atenueze durerile și suferința și să-i dea și un vibe bun. Treaba este că s-ar fi vindecat cancerul sau celulele alea s-au retras într-o foarte mare parte, ceea ce ar fi fost o surpriză pentru toată lumea. E reală această poveste? Mi-e greu să cred în povestea respectivă dintr-un singur considerent. Uleiul de cannabis nu e solubil în soluțiile perfuzabile. Mm. Adică e cam greu să-l bași pe venă. Da? Fizic. Adică nu prea ține povestea asta. Dacă era izolat, poate. Izolat, dar dacă vorbim de ulei ca atare, nu. Dacă i l-a dat pe gură, a masat-o, așa da, dar pe venă e... Da, ok. Nu prea merge. Uh-huh. Da? Dar sunt multe povești de genul ăsta. Sunt multe povești, adică mai e prin Australia un părinte care a făcut închisoare, adică, pentru că și-a salvat copilul de la cancer cu cannabis. Sunt multe povești. Mă rog, e povestea foarte marketată, să zic așa, lui Rick Simpson, un fermier din America care și-a făcut singur acasă un distilat din cannabis și a scăpat de 4 ori de cancer. Și acum toată lumea caută uleiul Rick Simpson, RSO-ul, dacă... De asta e și un tip de marketing, zici, nu? E un tip mare de marketing pentru că e o metodă empirică, e o chestie pe care ți-o faci acasă. Da? Adică ți-ai pus planta de cannabis în niște alcool, o lași în frigider câteva zeci de ore să extragă, formă, o filtrezi. Nu e o chestie așa chiar medicală, să-i zicem. Mm-hmm. Da? Da. E foarte bun, dar n-ai control asupra produsului. Dar concluzionând, în momentul de față, la nivel de medicină, da, legală, se știe că cannabisul ajută în lupta cu cancerul, eficientizează lupta cu cancerul. În momentul de față există, Canada e una din țările cele mai dezvoltate și care a pus la dispoziția celor interesați o groază de informații vis-a-vis de utilizarea cannabisului. El este deja linie de tratament adjuvant în chimioterapie.
E tratament de elecție, deja e recunoscut în America, Epidiolexo a fost aprobat de FDA, e primul medicament cu extract de cannabis aprobat de FDA, Food Drug Administration, adică de unde America până anul trecut era împotriva totală a cannabisului, dar anul ăsta are un medicament aprobat pe bază de cannabis. Mai există în UK, JW Pharma are un extract de cannabis cu proporții egale CBD, THC, care are indicație scleroza multiplă. Există câteva medicamente și sunt multe sintetice, din păcate. Da? Adică Pharma a produs THC sintetic, CBD sintetic, care seamănă cu ce se găsește în plantă, dar nu e chiar același lucru. Alea sunt legale, se găsesc pe piața și europeană și americană și canadiană, dar mult mai benefic este să obții din planta asta. Dar este pe anumite tipuri de cancer sau este pe toate tipurile? De principiu funcționează, ce se întâmplă? Noi, ca organism, organismele vertebrate au ceea ce se cheamă sistem endocannabinoid. Adică noi producem cannabinoizi. Organismul nostru. Da. Organismul nostru produce cannabinoizi. În anumite situații, degradarea sistemul a endocannabinoizilor, a substanțelor chimice pe care noi le producem, este foarte rapidă. În boli cum e cancerul, cum este epilepsiile, cum e stresul post-traumatic, de exemplu. Organismul nu mai poate produce endocannabinoizi cu viteza cu care ei sunt degradați. Și practic, venind de afară cu acești fitocannabinoizi, se cheamă fitocannabinoizi, că extragem din plantă, nu facem decât să refacem echilibru endogen de substanța respectivă și atunci organismul își revine la funcțiile normale. Și ăsta e marele beneficiu pe care îl face cannabisul. Deci, practic, noi, cannabisul, de fapt, reface echilibrul organismului. Asta e funcția lui de bază. Era o statistică pe care am auzit-o, n-am căutat de pe net, spunea că fumătorul regulat de cannabis, da? Consumatorul regulat, este mai puțin predispus cancerului la prostată, parcă? E corect? Fumătorul regulat de cannabis poate să-și mențină un echilibru endogen de cannabinoizi, lucru care îl face cumva să fie mai puțin predispus la apariția cancerelor, tocmai că celula n-apucă să treacă în zona aia de transformare cancerigenă. Da? Nu știu să zic acum 100% că e corect sau nu, dar având un mecanism în cap, există această posibilitate. Să faci un fel de prevenție, da? Că-ți menții, cannabisul ridică sistemul imunitar. Da? Acum, fumatul e mult de povestit aici, pentru că intervin foarte mulți factori. Eu nu sunt adeptul utilizării cannabisului fumat în scop medical, pentru că n-ai control asupra dozelor. În situația asta. Dar am mai citit și eu statistici care spun că, ok, ești predispus la alte tipuri de cancer din cauza modului de administrare. Da? Pentru că în momentul în care fumezi și mai ales dacă îl combini cu tutun, apar foarte multe gudroane. Da? Idealul la utilizarea cannabisului prin fumat e de fapt vaporizare, care se face cu semifiltrare, nu mai ai temperaturile alea de 300-400 de grade care ți intră direct în pământ. Am auzit, dar faci că filtrele alea de carton, aerul pe care îl inhalezi este foarte fierbinte pentru plământ și nu e prietenul omului. Nu e deloc prietenul omului și acum mai ales că e și nebunia asta cu coronavirusul, așa, riscul de a pătrunde mai ușor coronavirusul e mult mai mare la fumători, pentru că el se dezvoltă preponderent în plămâni. La fumătorii de tutun. La fumătorii în general, că bariera asta, ok, e o bariera temperaturii, da, dar pe partea, adică și aici e un fel de ruleta rusească, că poți să ai norocul să te întâlnești cu coronavirusul când ai fumat și temperatura să-l omoare, dar poți să te întâlnești cu coronavirusul când nu fumezi și să ai riscul să nu mai ai bariera aia naturală 100% și să te infectezi mult mai repede.
Este o statistică în România. Am înțeles că avem undeva la 1 milion de fumători? Cel puțin. Cel puțin. Statistica asta vine de la Agenția Națională Antidrog. Da, agenția face an de an raport vis-a-vis de consumul de droguri și din câte eu n-am mai citit, cred că ultimele două rapoarte nu le-am mai citit, dar când lucram pentru ei, că am lucrat an de zile la rapoartele agenției, era ceva de genul peste 1% din populația României a consumat cel puțin o dată cannabis. Asta înseamnă spre 2 milioane. Da, da, e ceva. Da? Sau nu, 1% sunt 200 de mii, cred. Eu cred că... Da, 200 de mii. Suntem în 2020, am o relație de sânge cu orașul București, îl cunosc foarte bine. Se fumează industrial aici, să nu ne ascundem după degete. Eu în 2000... Și e și tolerat, ceea ce, na, pentru o capitală europeană și pentru un oraș care a devenit foarte cosmopolit în ultimii 5 ani, e ok. Corect. Hai să zic o cifră care o să-ți dea peste cap discuțiile astea. Până 2009-2010 cunoșteam 30.000 de consumatori de heroine. Îi cunoșteam eu personal, că aveam grijă de ei. Dumnezeule, asta e. 30.000 și nu erau decât în București ăștia. Da? Deci... Cannabis, da, cannabis se fumează peste tot. Marea mea întrebare este dacă se fumează cannabis. Da? Pentru că experiența mea din stradă, am 15 ani de lucrat cu consumatorii de droguri în stradă, mi-a arătat că de multe ori zicem că fumăm cannabis, dar nu fumăm cannabis, fumăm cu totul altceva. Da? Adică niște sintetice stropite peste niște frunze. Da? Lucru care nu-i cușer. N-am înțeles. Da? Ok. Adică primul lucru pe care îl spun oamenilor când mă întreabă ce să facă dacă întâlnesc consumator de cannabis, să se asigure că, da, e fumător de cannabis. Și e destul de greu. În stradă îmi zicea cineva că dacă ai un microscop cu tine, cine dai, mă, umblă cu microscopul după el să vadă că ăla e cannabis sau nu, da? E greu. E greu să-ți dai seama în stradă dacă folosești cannabis sau nu. Partea proastă e că acești consumatori de diverse substanțe, și zic, când a fost nebunia cu legalele, cu etnobotanicele, am găsit fel de fel de otrăvuri în spice-urile care se vindeau. Și oamenii ăștia, copiii ăștia, tinerii, ajung la camera de gardă și declară acolo că au fumat cannabis. Că ei asta au cumpărat, da? Ei s-au dus chitit să cumpere cannabis și așa au apărut în statisticile medicale o groază de sevraje la cannabis, o groază de dependențe la cannabis, o groază de manifestări care n-au nicio legătură cu utilizarea de cannabis ca fiind ale cannabisului. Și mă lupt cu chestia asta, eu sunt consumator de cannabis de vreo 20 de ani și n-am întâlnit niciodată chestii de genul ăsta. Mai știam un caz, un prieten grec, era din Grecia și în Grecia i s-a întâmplat, fumător regulat de cannabis, s-a trezit, mă rog, se simțea rău, s-a dus la doctor și s-a trezit pe plămâni cu niște dezinfectant. Da. Da, ceea ce nu era doar o poveste frumoasă. Se aduce aminte că acum, nu știu, zeci de ani în urmă, am avut noi o cântăreață care s-a otrăvit, Mădălina Manole, cu o substanță, da? DDT sau furadan. Cocktail Mădălina, vorba paraziților, da. Am găsit aceste substanțe, le-am găsit în analizele, da? Deci orice o travă în doze mici poate să-ți dea diverse trăiri, adică se poate duce pe creier fără să aibă efectele astea toxice, așa cum s-a întâmplat în cazul Mădălinei Manole. Dar, luate constant, ele se pot acumula în organism, se pot face... Tu spui că dacă s-ar legaliza, ar fi un control al calității by default în partea... Nu spun eu, am spus-o în 2007, treaba asta foarte organizat. Da? În momentul în care se va dezincrimina consumul de droguri și în momentul în care eu, ca utilizator de cannabis... Hai să subliniem ce înseamnă droguri. Vorbim exclusiv de cannabis. Ok. Hai să vorbim exclusiv de cannabis. Okay. Așa, eu vin... Specialitatea mea primară este de reducerea riscurilor asociate consumului de droguri. Okay. Asta, după ce am terminat facultatea, eu asta am învățat. Da? Și experiența îmi zice că în momentul în care cu cât ai un drog mai de calitate și cu cât știi mai bine cum să utilizezi drogul respectiv, riscurile asociate acelui consum scad de la toate riscurile posibile. Da?
medicale, sociale, orice risc. Da, întorcându-ne la cannabis, într-adevăr, în momentul în care va fi dezincriminat consumul de cannabis și eu, ca și consumator, mă pot duce la colțul străzii să testez ce am cumpărat, da? Să știu, bă, uite, am dat banii pe ceva. E ce am cumpărat? Are cât THC? 10%, 15%, 20%? Are vreun pic de CBD înăuntru? E dat cu ceva pesticide? E dat cu ceva metale grele? Da? Are un gram? N-are un gram? Da? Lucrurile se pot fi mult mai benefice pentru fiecare în parte și pentru stat, că nu mai ajungi, da? Adică eu, dacă aș fi un consumator, să zic așa, avizat și aș ști că acolo nu-i cannabis, nu l-aș mai fuma. Nu? Am avut o experiență dubioasă. Niște prieteni buni mi-au povestit copiilor să plâng de sevraj dimineața. Zic, băi, n-are cum să plângă de sevraj de la cannabis. Într-o seară am întâlnit întâmplător. Ne-am întâlnit acolo cu produsul respectiv, da? Iarbă stropită cu morfină. Da. Din două fumuri, nefiind utilizator de heroină, din două fumuri n-am mai putut să mă ridic. Dar de ce ar stropi-o? Adică nu te costă mai mult? Nu te costă mai mult pentru că asta este... mi-a zis că am voie să vorbesc, perversitatea dealerului de pe piața neagră. Morfina dă dependență. Uh-huh. Da? Ok, poate e un pic mai scumpă, cu toate că nu e chiar scumpă morfina așa. Poate o fi luată inițial, da? Mai scumpă, dar pe termen lung beneficiile sunt mari. Pentru că tu te vei duce și vei cumpăra tot timpul de la dealerul respectiv. Se creează o dependență. Se creează dependență și tu știi, adică devii ca cățelul lui Pavlov. Știi clar că în momentul în care ți scurge nasul dimineața și te dor mușchii, dacă ai tras un cui, ți-ai revenit. Da? Și pe termen lung, beneficiile dealerului sunt mult mai mari. Da? Ale tale sunt din contră. Da? Tu devii teoretic un consumator de cannabis dependent. Am înțeles. Deci una din problemele, hai să zicem, ale Bucureștiului, la capitolul ăsta, este că găsești foarte multe căcaturi care n-au nicio treabă. Foarte multe. Da, foarte înțeles. Multe. Adică piața neagră e plină de... E rar. Rar. Eu nu, și ăsta e un sfat pe care îl dau așa cu din toată inima. Nu fumați niciodată nimic rulat. Niciodată. Da? Adică câtă credere ai avea tu în prietenul, prietena, da? Sfatul meu e mai bine stai liniștit decât să fumezi ceva care e deja rulat. Habar n-ai ce înăuntru acolo. Da? Poate să fie orice. Da? Orice poate să fie. Da? Am întâlnit în viața asta reacție alergică la THC. Da? Lucru care a fost la nivel de, adică de șoc anafilactic. Da? Mai avea puțin și crăpa persoana respectivă. Da? Nu știi. Nu știi ce se află înăuntru acolo, nu știi ce pățești. Da? Așa, măcar dacă e în pliculeț, e în ceva, o mai vezi. Mai știi și tu cum arată, o mai miroși, o mai freci în mână să vezi dacă e sau nu e, da? Dar... Are și un miros puternic. Mirosul se rezolvă, știi câte plante poate să miroasă ca și cannabisul, da? Că mirosul îi dat de terpeni. E o bere care miroase așa, da. Da. Mirosul îi dat de terpeni, n-are nicio legătură, adică poate să miroase, uite, ți-aduc mâine, câine pe care n-are nici CBD, nici THC, arată la fel, miroase la fel, da? Și ia zero efect. Da? Dar e foarte important, e foarte important treaba asta. Nu fumați niciodată nimic care e gata pregătit. A, te-ai dus frumos în Amsterdam, într-un coffee shop, aia e altceva. Da? Acolo îți găsești gata rulate. Dar pe stradă nu cumpăra niciodată sau nu trage niciodată de la cineva care îl are deja pregătit. În altă ordine de idei, citeam în... Narcoticile în cultura și literatura română a lui Ișteanu, două povești care mi s-au părut amuzante. Una era cu despre hașiș, se spunea că este un demon dezordonat, hașișul fiind un derivat din cannabis. Da, da, e un mod de, hai să, de sinteză al cannabisului. Se mai spunea acolo că în zona Vâlcea, pe la bisericile din zona Vâlcea, când rămânea mortul peste noapte în acapel acolo, nu se punea tămâie, se punea cannabis pentru ca mortul să nu se transforme în... nu zombie, zimie.
vârcolac ceva. Da, okay. Se făcea treaba asta și se întâmpla... În strigoi era cuvântul și se întâmpla treaba asta în anii 80, adică nu foarte departe, ieri dimineață. Pe de altă parte, mai am o poveste care mi-a plăcut foarte tare. Gelul Naum se pare că la un moment dat a făcut cadou cuiva 2 grame de iarbă. Acel cineva a insistat, ba să nu le ia, ba să le plătească. Gelul Naum a subliniat că el nu mai are nevoie, că reușește by default să intre în starea aia și atunci le face cadou. Și a spus așa, nu am nevoie de niciun ban, ți se va reține din porția dumitale de paradis. Pe de o parte. Pe de altă parte, altcineva ne explica, un prieten, și anume, diferența dintre alcool și un joint este că ai fumat un joint, în 3 ore ești ok și nu miroși. La alcool, cam după 2 bere ai cam aceea stare, basically. Și poți să tu ușor să o iei la vale. Aici îți revii dacă nu mai punctezi cu încă unul. Adică, dacă intrăm în discuția cu alcoolul... Aș vrea să intrăm, pentru că mie mi se pare că e mai periculos decât iarba. Eu am predat sute de cursuri, traininguri, ceea ce înseamnă consum de droguri. Și eu, majoritatea împărțirilor sunt în droguri de risc și droguri de mare risc. Eu împart drogurile altfel. Alcool și alte droguri. Da? Pentru că alcoolul are 2 proprietăți, poate... care îl detașează de celelalte droguri. Este singurul drog din al cărui sevraș să moare. Nu mai există altă substanță pe care dacă ai devenit dependent de ea și o scoți din organism, ți se pune viața în pericol. La alcool există, se cheamă delirium tremens și există riscul de moarte. Da? Asta e prima la mână și doi la mână. La nivel de tulburare pe care o face alcoolul, eu nu cred că există altă substanță care să producă damage-uri la atâtea niveluri. Social, economic, mental, dacă dai drumul la știrile de la ora 5 sau când dădeam eu drumul la știrile de la ora 5 la televizor, era imposibil ca din 4 știri 3 să nu fie cu 2 la cârciumă. Unul a plecat la acasă, unul s-a dus la morga. Da? Că avea ori un cuțit în spate, ori un topor în cap, ori, da? Discuții generate de alcool. N-am auzit niciodată 2 heroinomani care s-au luat la bătaie, n-am auzit niciodată de 2 care au fumat cannabis și, nu știu, s-au dus să violeze pe careva. Nu există discuțiile astea. Alcoolul, în schimb, este, da? Și e la liber. Asta e partea proastă. Da? Că e la liber. Ok, există legislația asta că până la 18 ani n-ai voie să cumperi, da? Cine... Da, știu. Cine îl întreabă pe băiatul de 15 ani pe care îl trimite taică sub beci să scoată vin dacă... Da? Pe de o parte. Pe de altă parte sunt și niște alcoole foarte bune. Adică un vin întotdeauna e binevenit. Și cred că are și beneficii asupra sănătății din când în când. Bune. Și vinul, și berea, și cred că orice, și teribil din când în când. Orice. Diferența, știi care e treaba? Că eu de mai, abuz. Da, așa e. Diferența între că mulți fac această... Că, domne, că heroina e sau cannabisul sau cocaina sunt droguri tari. Da, depinde cum le măsurăm. Să zicem, o linie de coca, da, e echivalentul la 1 litru de vodcă. Da? În momentul în care ai ajuns să bei 1 litru de vodcă pe zi, ești la fel de dependent, la fel de drogat cum ești ca atunci când tragi, da, cocaină. Nu e nicio diferență. Da? E vorba doar de cantitate. Pe partea cealaltă, am zis, riscurile generate de... Da? Mai vorbesc că, uite, heroina pură, eu am avut o experiență super interesant, am fost plecat în Vietnam cu munca, să evaluez niște servicii de consum de droguri acolo, unde puritatea drogurilor e la peste 90%. Deci, ce știam eu, că în România heroina trebuie să o bagi de 3 ori pe zi ca să fie ok, în Vietnam ăia băgau dimineața, în loc de cafea, băgau niște heroină. Și era ok până a doua zi dimineață, fără niciun damage fizic. Da? Deci heroina pură nu produce niciun... Nu ți atacă ficatul, nu ți atacă creierul, nu ți atacă nimic. Da? Problema e ce se află pe lângă heroină. Și la noi pe piață, heroina ajungea cam la mâna 7-a, 8-a, 10-a. Da? Adică fiecare
om punea ceva, de la praf de cretă, cărămidă pisată, nes, paracetamol, în situații mai fericite băga cât o benzodiazepină, da? Dar de cele mai multe ori erau niște mizerii. Mizerii care, spre norocul consumatorului, i-au învățat și ei că trebuie să-și filtreze marfa. Dumnezeule, da? Da. Și rămânea, într-adevăr, o parte din... Asta cu heroina oriunde nu-mi sună bine. Da, uite, în Vietnam eu am niște poze, nu, da? Cu oameni care consumau heroină de 30 de ani și arătau poate chiar mai bine decât mine. Da? Care acum 15 ani când am fost, arătam bine. Da? Cocaina, într-adevăr, produce niște demegiuri la nivel cerebral irreversibile, dar heroina, nu. Deci în momentul în care te-ai lăsat de heroină, ai trecut sevrajul, ai trecut toate poveștile astea, poți fi considerat un om sănătos, cel puțin fizic. Psihic nu o să mai fi niciodată sănătos. Sunt tot soiul de, hai să le zicem așa zise, legende urbane privind exclusiv cannabisul. Unul este că tratează depresia. Foarte mulți spun, băi, eram într-un, hai să zicem, butoi cu melancolie, da? Și dintr-o dată am fost ok. Alții spun că mai mult le amplifică starea de neplăcut. Aici lucrurile sunt adevărate ambele. Depinde cum, ce faci. Cannabisul de obicei, dacă vorbim aici, iarăși sunt două, vorbim de cannabis doar THC sau vorbim de cannabis THC plus CBD. Sunt două lucruri care trebuie neapărat înțelese extraordinar de bine. THC-ul pur, da? Și în partea de consum recreațional, concentrația de CBD e foarte mică, foarte mică, adică 0,0%, iar concentrația de THC undeva peste 15%, efectele pot fi de potențare. Da? Adică dacă tu ești într-o depresie, te bagă și mai tare. Dacă ești vesel, te duce, te veselește de numai. Partea proastă la THC-ul pur e că dacă ai un, să zicem așa, un teren un pic cu probleme psihiatrice, riscul de a dezvolta o psihoză e mare. Da? Mare. Eu știu așa, că dacă abuzezi, cam de orice, începi să ai probleme și mai știu că dacă ești predispus la stări psihotice, consumul de cannabis poate potența și poate să te arunce în schizofrenie. Nu te aruncă. Cannabisul nu te aruncă în schizofrenie. Cannabisul îți poate fi triggerul care îți declanșează schizofrenia. Asta da. Da? Tu oricum făceai schizofrenia la un moment dat. Te speria un tramvai, nu știu, îți cădea o piatră în cap, găseai. Ceva s-a întâmplat și dezvoltai schizofrenia. Cannabisul poate, într-adevăr, THC-ul poate face lucrul ăsta. Pe partea altă, CBD-ul are o proprietate foarte interesantă. Și anume că taie mare parte din efectele psihoactive ale THC-ului. Adică noi dacă utilizăm un, să zicem, un cannabis care are un raport de 1 la 1 THC cu CBD, nu prea o să experimentăm stare de high. Mm-hmm. Eu tot încerc să le explic guvernanților noștri că în scop medical mie îmi trebuie THC plus CBD și că nu pot să mă droghez în accepțiunea lor cu THC plus CBD. Că nu o să am starea aia de high. Ok, o să am o stare de relaxare, o să am o stare de bine dispunere, dar nu stare de high. Nu ceea ce... Adică poți să conduci mașina? Fără niciun fel de problemă. Ok. Fără niciun fel de problemă, la fel cum, adică, clar, fiecare organism reacționează diferit, da? Și CBD-ul, care nu dă proprietăți psihoactive, poate să-ți dea o stare de-asta de... nu știu cum s-o zic pe radio ca să sune bine, o stare în care nu prea te mai interesează lucrurile din jur. Da? Ești așa... apatic. Semi. Hai să nu... Nu ești apatic. Nu, apatic e un cuvânt greu. Mm-hmm. Da? Dar poate să îți dea starea în te care izolează cumva, să nu te mai intereseze foarte tare faptul. Asta că... nu e de la cocaină? Da, nu. Okay. Nu. Dar îți dă o stare de asta în care dacă ai văzut două frimituri pe masă și înainte te enervai că-s pe masă două frimituri, acum zice, asta e, sunt două frimituri pe masă. Da? Mm-hmm. Asta îi zice detașare de majestate. Ok, ceva de genul ăsta. Și asta poate să-ți influențeze la un moment dat capacitatea de a conduce. Dar nu. Cannabisul medical nu îți face lucrul ăsta, da?
Și oricum, adică în momentul în care ajungi să consumi cannabis medical, nu-ți prea mai arde de condus. Da? Deci, hai să lămurim un pic lucrurile. Ceea ce mai vedem pe unul pe altul că fumează, da? Da. Este cu THC mult. De obicei, da, de obicei și dacă iei toate bazele de care semințe, este sativa... Irelevant. Irelevant, okay. Teoretic e indica. Okay. Teoretic e indica, dar depinde și aici. Sunt acum o groază de strain-uri de sativa cu THC peste 20%. Sativa e mai de zi, așa, adică te energizează un pic mai mult. Pe când indica e pe relaxare, adică indica e de seară. De seară să te duci, să te odihnești, să te relaxezi. Sativa e mai să... Da? Bun, și ambele, și indica și sativa, da? Dacă ele conțin și THC și OCB... Stai așa. Că nu, tot îmi vine să zic OCB de la foiță. Tot pe acolo. Da, da, da. Acolo. Și CBD-ul, atunci ești ok, adică n-ai starea de high. Am zis, CBD-ul îți contrabalansează. CBD-ul taie proprietățile psihoactive ale THC-ului. Mm-hmm. Da? Și okay. Zis, ăsta e motivul de a zis, dacă iei bazele de semințe și o să vezi, pentru recreațional, CBD-ul e 0,02, 0,01. Rar găsești un strain care să aibă 1% CBD. Da? Dacă vorbim de utilizare medicală, acolo rapoartele sunt măcar 2-1, 3-1, da? Adică sunt niște rapoarte cât de cât echilibrate, da? Între THC și CBD. Da? Adică nu o să găsești THC, CBD, rație 30-1. Da? Adică de 30 de ori mai mult THC decât CBD. Uh-huh. Și-s pe acolo, maxim, de 5 ori THC mai mult decât CBD-ul. Tocmai ca să, da? Să aibă aceste efecte de tăiere a activității psihoactive. Hai să luăm ca exemplu Canada, pentru că tot ai zis mai devreme, acolo s-a legalizat de curând, da? Știu că a fost chiar o criză de lipsă, pentru că s-au golit magazinele, da, peste noapte. S-a legalizat în Canada, oameni buni, recreaționalul acolo. Ok. Nu medicalul. Medicalul e legal de ani de zile. Bun. Dar... Și există acele magazine care am văzut că au apărut și în București. Și tu te duci acolo, hai să spunem că ai o rețetă de la doctor, la mine în cazul meu. Din păcate, în București nu au apărut magazine ca în Canada. În București au apărut magazine care au doar CBD, substanța care nu e psihoactivă și care nu se află în tabelul vieții dat de Convenția 1 din 1961. Da? Am înțeles. Da? Și eu, ca să mă duc să cumpăr ceva de acolo, îmi trebuie odată o rețetă de la doctor, dacă e cazul. Nu, nu, am nu. Glaucom la ochiul minții și atunci trebuie să... Eu ce fac? În momentul de față poți să-ți iei CBD, uh-huh, fără niciun fel de recomandare. Citești pe net și te duci și ți-ai. Eu ce fac este să le explic oamenilor, da? Dacă poate să ia CBD, CBD-ul are niște contraindicații. Ca și THC-ul, de altfel. Da? Are niște contraindicații pe care dacă nu le respecti, există riscul să-ți pui viața în pericol. Și e nasol. Adică, astea fiind care? O contraindicație majoră sunt bolile degenerative cardiace. Cardiopatie ischemică, infarctul de miocard, un bloc de ramură, chestii de genul ăsta, în care ce se întâmplă? CBD-ul scade activitatea cardiacă. Da? Dacă tu ai o inimă care și așa nu funcționa cum trebuie, îi mai și scazi activitatea, nu știi ce se întâmplă. Fibrilațiile, iarăși, flutter-ul, da? Adică tulburările de ritm la inimă, sunt contraindicații. Da? Ele pot fi menegiriate cu cannabis, dar trebuie să stai lângă pacientul acolo zi și noapte, că în momentul în care apare o problemă, să poți să intervii. Lucru pe care noi nu-l putem face în România în momentul de față. Da? De asta, din păcate, cei care vin la mine și vin cu diagnostice cardiace pe zona asta, sunt refuzați în a primi informații de cum să folosească cannabisul, pentru că riscurile sunt mari. Pe partea elaltă, iarăși, trebuie să ajungi la niște doze terapeutice. Da? Nu poți să iei din start, da? Nu știu, jumătate de gram de CBD. Că, te-ai făcut praf. Că starea aia de două frimituri pe masă o să fie foarte puternică. Și mie că îți cade tensiunea atât de tare încât te dai cu capul de masă. Da? Și sunt niște mici chestii pe care trebuie să le înțelegi. Și eu asta fac. Nu-ți trebuie recomandare. Da? Adică oricând poți să-ți cumperi, dar e foarte important să
știi cum să iei. Asta, exact asta vreau să întreb. Ce găsești în magazinele din Canada? Ce găsești în magazinele de aici? Ce este pe rețetă și ce este recreațional? În magazinele din Canada găsești ulei CBD, ulei THC, floare CBD, floare THC. În Canada, de principiu, sunt cam amândouă pe rețetă. Și alea și alea. Recreațional găsim 99% din cazuri floare cu THC mult sau ceva rășină. Da? Că e acum la modă partea cu vapatul. Și se poate vapa rășina foarte, foarte bine. La noi, în momentul de față, nu găsim decât ulei CBD, care, la care nu trebuie rețetă. Am zis, e foarte important să știi ce se întâmplă. Am zis, noi avem endocannabinoizi. Fiecare celulă din organism are rapoarte diferite pentru receptorii de THC și receptorii de CBD. Și în funcție de treaba asta și în funcție de patologia pe care o ai, ai nevoie de niște doze la care să ajungi. Și eu îți explic de la ce doză pleci și la ce doză trebuie să ajungi ca să ai... În funcție de organism și de afecțiune. În funcție de organism, în funcție de modul de viață, în funcție de ce alte medicație mai ai, în funcție de altă patologie asociate. Da? Adică, practic, integrăm tratamentul sau integrăm administrarea, că n-am voie să vorbesc de tratamente cu cannabis pentru că el nu-i medicament. Și legea zice că orice nu-i medicament nu poate fi folosit ca tratament. În România? În lume. Ah, ok. Da. Și integrăm administrarea de CBD în situația actuală a persoanei respective. Da? Ținând cont de toate aspectele. Da? Asta fac eu în momentul de față. Care este problema cu dependența? Știu de pildă că e foarte nasol, da, cumplit la heroină. Heroina naște un tip de dependență care, mă rog, spun de ce găsești aici pe piață, care te poate arunca în iad în momentul 2. Înseamnă că n-ai văzut dependență de coca. Ok. Da? Da, dependența, iarăși... Adică e dependența aia fumătorului regulat, hai să zicem, de tutun? Că ai o dependență destul de greu de trecut peste ea. Nu. Heroina dă o dependență mai mare decât... Sau reacțiile sevrajului, că practic ce înseamnă dependență? Da. Înseamnă apariția unui sevraj. Înseamnă că organismul s-a obișnuit cu o substanță și în momentul în care nu mai are, o cere. Da? La tutun, dependența e mai mult psihică, fizică, nu-i foarte pregnantă. Da? Ok. Ai niște tremurături, ai niște agitații. Ești nervos. Ți s-o mai mișca vreun mușchi pe undeva, așa, dar e psihică toată treaba. Mm-hmm. Pe când la heroină este, dă o dependență fizică enormă. Da? Adică dureri de oase, dureri de mușchi, insomnii, tulburări de-astea digestive, când constipație, când diarie, când... Da, cumplit, da, ok. Cumplit. Dar mai departe de aici, dependența la cocaina și mai ales la cocaina injectabilă e ceva de nedescris. Adică am avut pacienți, am avut consumatori care se injectau de 20-25 de ori pe zi. Dumnezeule, unde? Coca. Unde atâta loc? Da, ok. Unde? În orice vinișoară, da? Vedea o vinișoară, nu știu dacă ai auzit, dar să injectau la veioză. Da? Deci puneau lumina pe piele să vadă unde, da, unde există o venișoară. Da, cumplit asta. Dar mult mai interesant decât dependența la heroină și la cocaină este dependența la alcool. Clar, și vreau să vorbim și de asta la cannabis, despre care unii spun că ar fi, unii spun că nu este. Dependența la cannabis e cam bancul cu Ion și Maria după nuntă. Fui Ioane, Maria fată mare, bă, unul mi-a zis că da, alții mi-au zis că nu. Cam așa ești cu dependența la cannabis. Unii zic că da, alții adică zic știu, că nu. Știu fumători regulați, da, care fumează regulat. Și atunci mă gândesc că e un tip de dependență. Eu o denumesc așa mai mult o dependență socială. Da? E o chestie care ți-a intrat în drin. Da? E dependența de tricourile rock, adică faptul că te îmbraci în negru. E o dependență? Nu. E un
așa te-ai obișnuit, e modul tău de a te purta. Cam în așa, raport cu lumea. Da. Cam așa văd eu, da? Și hai, nu sunt eu Dumnezeu în toată povestea asta, dar am o experiență un pic mai mare decât a multora din România și eu n-am văzut sincer consumator de cannabis. Iarăși, eu mă întorc, tot timpul mă întorc la cannabis, da? Nu credem că am fumat cannabis, da? Nu, suntem fumători de cannabis, da? Poți să devii dependent de cannabis dacă fumezi stropit cu morfină. Înțelegi? Ok, da, am înțeles. Da? Adică e foarte greu. E foarte greu pe o piață neagră, e foarte greu ca tu să vii să spui că da, domne, eu v-am fumat numai Blueberry și Amnesia Haze toată viața mea. Imposibil, da? Imposibil că nu o găsești, da? Sau mai știu eu ce alte nebuneli de strain-uri care apar. Ce îți dă dealerul, aia e, da? Că-s puțini în România care își cresc ei singuri planta acasă. Există și momentele în care, cum să spunem, popor, ne-am prăjit creierii maxim și unii dintre noi au atracuri de panică, alții cad într-un soi de letargie, trece cu lapte, laptele trage THC-ul, așa îți mai revii. Cum trebuie să te comporți când ai atacurile astea de panică? Hai să zicem, dată de cannabis. Atacul de panică, da, de cannabis e dat practic de efectul prim pe care îl dă THC-ul, mai ales vis-a-vis de organism. Și în primul rând trebuie să înțelegi că e o reacție firească. Eu am experimentat o chestie de asta de două ori în viața asta. Odată dintr-o prostie, așa, în care am utilizat cannabis într-un bong și în loc de apă am pus vodka. Da, chiar curios cum a fost. Da. Nu. Adică poți să o încerci, nu pățești nimic, dar e nasol. Da? Ți-a fost rău? Nu mi-a fost rău, dar eram într-un loc, eram vreo 5-5 și eu nu-mi dau seama dacă a fost o oră sau 5, dar efectiv n-am putut nici ochii să-mi mișc. Da? Stăteam de vorbă cu mă dedublasem la propriu, stăteam de vorbă cu mine, da, și încercam să trag de mine, da, și nu reușeam să mă mișc, ăilalți erau întinși pe jos, da, și te apucă panica în situații de genul ăsta în care îți dai seama că niciunul nu reacționează la nimic, da, și da, spre norocul meu, experiența m-a făcut să stau liniștit. Și ne-a revenit. Singura situație pe care o poți face în momentul în care, da, numai, deci când te-a luat și te-a lovit THC-ul, n-ai, nu poți face nimic. Da? Ești, stai într-un colț acolo și ori supraventilezi de la atacul de panică, ori nu știu ce să faci, dar singura care te poate ajuta e hidratarea. Da? Și somnul sau nu e indicat? E indicat somnul pentru că nu mai ești conștient de ce se întâmplă. Da? Partea proastă că dacă doza a fost mare și n-ai dormit suficient ca organismul să-ți metabolizeze THC-ul, te trezești și mai duci un trip. Da? Rar. Important pentru cei care se apucă. Asta se întâmplă la primele. Da? Atacul ăsta de panică se întâmplă la primele doze pe care le iei, că nu știi, tu nu știi să reacționezi la substanța respectivă. Și e important să te apuci, dacă consum, să consum cu unul care știe să-ți se explice la ce te aștepți, să înțelegi ce comisie se întâmplă. De specialiști, da. Comisie de specialiști. Păi, acum, sincer, că mă întorc chiar la heroină. Eu n-am văzut consumator de heroină care s-a apucat el singur de capul lui, da? Că nu știi, da? Iar asta cu că, doamne, că m-am apucat de heroină, că mi-a pus în Pepsi. Hai, domne, zic, te-ai dus la magazin și ai cerut Pepsi cu heroină? Nu. Da, am auzit și tâmpenile astea. Astea-s povești cu drogul pus în băutură. Da? Eu n-aș merge la dependență. Da? Adică ar fi ultima problemă la cannabis dependență. Da? Vreau să vorbim despre cum stau lucrurile în România în momentul de față. Că, din câte știu eu, sunt două legi. Una dintre legi spune clar că THC-ul este pe lista neagră și atunci nu se întâmplă nimic în acest sens. Cealaltă este noua lege a USR, care în momentul de față a fost întoarsă de Iohannis.
Și până la urmă am înțeles că a trecut de Parlament și că urmează să, să intre în monitor oficial, nu știu exact care este situația aia acum. Oricum mi se pără tâmpenie cât casa, mi se pare că USR-ul practic își bagă electoratul la pușcărie sau cel puțin asta e intenția. Nu înțeleg. Și, și nu înțeleg de unde vin politicile astea într-o lume în care noi îmbrățișând vestul, nu-i așa? Din vest începe să se legalizeze ușor, ușor, adică nu numai în state, numai în Canada, ci și în câteva locuri prin Europa. Și mai știm că în București este tolerat, hai să fim serioși. Glumind acum, USR-ul sunt niște vizionari și eu am impresia din cauza faptului că pământul e rotund, ei au trecut de vest și au ajuns cu... Li s-a oprit în est. Toată povestea, da? Alaska, acolo unde nu mai știi, dar... Depășind odată circumferința pământului. Nu, aia e o prostie, adică noi ne-am luptat... Eu am făcut parte din echipa care a dezvoltat primele programe de, adaptate pentru consumatorii de droguri în anii 2000 în România, în București, că în România nu există nici acum, nici în București nu sunt ele cum trebuie, dar... și noi ne-am luptat an de zile... Am ajuns membru în comisiile de noi lucru. Care, tu și? Noi și o mână de nebuni, niște asociații, niște ONG-uri până anii 2003, 2005, 2007, Aras, Aliat, Integration, Romanian Angel Appeal, Samu Social, sunt niște ONG-uri care și acum lucrează cu oamenii ăștia. Câți au mai rămas dintre ei? Câți au mai apărut? Și noi ne-am luptat an de zile să scoatem infracțiunea de consum de droguri din lege. Adică să nu mai fi nu știu care e denumirea. Asta presupune că dacă, hai să zicem, te prinde poliția pe stradă, da? Cu un gram asupra ta, nu e motiv să te duci la pușcărie. Este pentru consum... Nu. Aici era foarte clar să facă deosebirea între deținerea în vederea consumului și deținerea în vederea traficului și dacă te-a prins cu joint-ul în gură, n-are ce să-ți facă că, sau cu seringa în venă că ești consumator. Și, mă rog, că suntem un stat de cretini și n-a înțeles nimeni că totuși... dependența de droguri, și aici nu mă refer la cannabis, mă refer la droguri, e o boală, da, și trebuie tratată ca atare, soluția a fost ok. Ți se face dosar penal și te bagi într-un program de tratament. Ce tratament la cannabis? Să-mi fie cu iertare, eu n-am. Da? N-am găsit până acum tratament la cannabis. Din contră, eu m-am descoperit cannabisul medical în momentul în care eram medic într-un centru de tratament substitutiv și aveam niște băieți pe heroină care mergeau extraordinar de bine în tratament. Metadonă? Cum se întâmplă asta? Cu metadonă, da. Metadonă sub oxonă, depinde ce vroia fiecare. Dar aveam niște băieți care mergeau extraordinar de bine. Bă, ce faceți? A, domnul Tur, că metadon. Hai mă, lăsați vrăjeala că nu-i metadona, că e altceva. Și până într-o zi mi-a zis unul, păi cannabis. Zic, ce faci, mă? Cannabis. Zic tu, da, eu nu mai am metadonă de mult, fumez. Deci omul scăpase de două dependențe, de heroină și de metadonă cu cannabis. De unde toată povestea, și asta s-a întâmplat în 2007. În București. În București, da. De unde toată povestea că marihuana e drog de intrare, adică dacă ai fumat un cui... E clar că o să... Următoarea dată îți bagi... O să devii dependent de cocaină la seringă. S-a demonstrat științific acum vreo 2 ani de zile că e drog de ieșire. Da? Adică te scoate din dependențe. Da? Utilizarea de cannabis. E demonstrat științific. Adică dacă mai zice vreunul dacă încolo că cannabisul, că doar așa poate să zică, e drog de intrare, e o mare porcărie. Da? N-a fost niciodată și nu va fi vreodată. Așa am descoperit eu cannabisul medical. Era un utilizator de cannabis recreațional prost, că îl combinam cu tutun. Da? Și încet, încet am început să studiez, mi-am făcut studiile astea și acum eu nu mai utilizez cannabis cu tutun, pentru că cu totul ăla nu-i cannabis. Am înțeles, da? Unii spun că așa de gust exclusiv, cum îți place să fumezi o țigară, ar fi... Da, dar eu nu văd de ce ai strica. Adică
Acum, glumind, cannabisul cu tutun mi se pare un ca și cum ai face sex cu o gonflabil. Ceva de genul ăsta. Da? Ok, satisface nevoia, dar nu e... Da? Nu e ce trebuie. Da? Da, cred că e și pentru fumătorul de tutun. Probabil. Eu, nefiind fumător de tutun, percep poate cum un pic altfel treaba asta. Așa, voiam să te întreb de povestea cu care s-a întâmplat acum câteva luni, da? Tu, împreună cu, cred, o comisie, ați ajuns în la guvernul Dăncilă, da? Ați vorbit cu doamna care acum are niște probleme, doamna Sorina Pintea. Care a fost povestea exact? Și cum s-a... știu că atunci a apărut Eugen Teodorovici, da? Și a anunțat că guvernul Dăncilă merge spre introducerea cannabisului medical, adică că asta este direcția guvernului. Ceea ce, lasă-mă să spun, băi, a fost o surpriză pentru toți. Da. Ce s-a întâmplat, de fapt, și cum stau lucrurile acum? Lucrurile au început în 2015, când era prim-ministru domnul Victor Ponta cu domnul Băniciu, ministrul sănătății. I-am schimbat și pe el, și pe domnul Cioloș, cu domnul Voiculescu. Pe urmă au venit unii, nici nu știu cum îi cheamă, că au trecut prea repede la guvernare. Am reținut mulți ani numele primilor ministri, acum am dă ecran albastră. Mie, nu, mie e imposibil, nu știu, adică au fost aia ministrei sănătății în perioada asta în care și cu toți o luam de la zero. Da? Redepuneam, am depus, cred că peste 2000 de hârtii. Faceți dumneavoastră cerere, da? Da, asta așa. Și am ajuns cumva, mă rog, guvernul Dăncilă a fost un guvern mai statornic, să zic așa, și doamna Pintea, surprinzător, pentru că dumneai are o poveste în spate, unul din copii e încă, nu mai știu dacă e încă reținut, dar a avut niște probleme cu consumul și cu traficul de stupefiante. Nu știu. Așa, asta, da, okay. da, unul din copii, chiar a rămas surprins și din păcate presa a încercat să speculeze prost treaba asta. Bineînțeles că se întâmplă așa. Și asta. Da. Dar cu ei am avut mai mult timp de lucru. Adică s-a depus un proiect și s-a ajuns la niște discuții și așa. Da, ghinionul lor este că eu am o perseverență cretină. Da? Așa se rezolvă lucrurile. Da, și le-am zis că n-or să mă mai vadă decât în momentul în care îmi dau hârtia de care am nevoie. Mm-hmm. Pentru că, culmea, legea, și a spus-o acum Consiliul Legislativ, legea îți permite să faci cercetare medicală, ceea ce eu le ceream, pe baza studiilor pe care le-am făcut, da, pe baza diplomelor pe care American Medical Association mi le-a emis, să fac cercetare medicală cu cannabis. Și le-am zis, nu o să mai veți în momentul în care îmi dați hârtia. A, nu, că nu se poate, că nu pe semnătura mea, cum să dăm droguri la copii. Zic, păi cum dați morfină, cum dați benzodiazepine, cum dați rivotril, cum dați o groază de alte, da? Alte droguri. A, păi nu, că ok. Așa, și... Asta ce presupune exact? Ca un număr de bolnavi de cancer, da? Care acceptă un tip de terapie, să intre într-un program în care terapia asta să se... Da. Eu le-am cerut ca terapie adjuvantă la persoanele aflate în fază terminală. Uh-huh. Adică să scoatem din calcul povestea asta că vreau să droghez lumea. Da? Niște oameni care mai au de trăit câteva zile, câteva săptămâni, hai să vedem dacă putem să îmbunătățim calitatea vieții. Există niște indicatori pe care îi urmăream la nivel mondial. Stabiliți, nu i-am inventat eu. Adică nu inventam nimic. Eu le ceream doar să mă lase să fac studiul ăsta pe 10, pe 20, pe 30, pe 50 de oameni. Zis, cu acordul pacientului, bineînțeles. Cu acordul pacientului din cap până în picioare. Și am depus un dosar de 700-800 de pagini la Agenția Națională a Medicamentului în care ceream treaba asta. Veneam cu produsul, cu uleiul de cannabis, veneam cu pacienții, veneam cu toată metodologia de lucru, care nu era inventată de mine, ci era o metodologie agreată la nivel european și mondial. Mi s-a răspuns, nu se poate pentru că nu avem dosarul broșura investigatorului. Ce presupune asta? Adică e o procedură legislativă. E o procedură legislativă, o procedură prin care ei îmi cereau mie
toată, să zicem așa, toată structura fizico-chimică, farmacocinetică și biodisponibilitate, reacții adverse, toate nebuniile astea pe produsul respectiv. Și eu, făcut de mine. Și le-am explicat că nu am treaba asta, că pot veni cu el de la, nu știu, de oriunde din lumea asta, cu așa, și mi-a zis, nu, trebuie pe produsul pe care dumneavoastră îl testați. Adică, cu alte cuvinte, nu vrem. Da? Pentru că era clar că atâta timp cât mie nu-mi dau voie să-mi fac produsul meu, da? Eu nu o să pot să am biodisponibilitatea la ceva ce nu există. Da? Da, corect. Și ne-am învârtit, adică mă duceam la agricultură. Ministerul Sănătății a dat o hârtie în care a zis, da, domnule, dacă vii cu produsul respectiv și cu toate cele, noi îți dăm voie. Am dus la agricultură să le cer voie, să-mi dea voie să cultiv cannabis în spațiu protejat, că nu pot altfel așa. Și ăștia mi-au răspuns, zic ăștia, pentru că ceva ce eu n-am mai întâlnit panicieri în lumea asta, ca la Ministerul Agriculturii, doamna de la Direcția de Politici. Deci vine și îmi răspunde în hârtii oficiale că nu pot să-mi dea voie să cultiv în spațiu controlat cannabis pentru că regulamentul european care reglementează plățile APIA îmi cere mie, pentru o traducere defectuoasă, să fac testarea THC-ului într-o cultură de cânep aflată în câmp deschis. Ceea ce este imposibil. Nu ceea ce este imposibil, eu ca și cum tu te-ai duce să, nu știu, să te duci să-ți înscrii o mașină și ăștia să-ți spună de la mașină, nu ne pare rău pentru că regulamentul trenurilor spune că trebuie să ai cartamentul nu știu cât. Mm-hmm. Okay. Ceva de genul ăsta mi-au răspuns. Da? Adică eu îi întrebam o treabă și ziceau, păi nu că nu-mi trebuie plata APIA, eu nu solicit nimic. Da? Vreau doar să fac cultivare, da, în spațiu controlat. N-aveți voie. Dar deci, cei care vând în magazine uleiurile respective, alea nu sunt făcute tot în România? Ba da, dar sunt făcute din cânepă crescută în câmp. Mm-hmm. Ok. Da? Am dres-o cumva pe asta cu spațiu controlat pentru că am identificat greșeala. Da? Acest regulament e tradus defectuos. În engleză spune că trebuie să faci testarea dintr-o cultură de cânepă, iar românii au tradus într-o cultură de cânepă aflată în câmp deschis. O băgat ei acolo, câmp deschis. Și când le-am zis că sunt două variante pentru ce a apărut cuvântul ăsta în câmp deschis, ori au făcut-o cu bună știință și e penală treaba, că practic ai modificat o lege, da? Ori sunteți atât de proști încât n-ați găsit și voi un traducător de engleză ca lume. Dar asta cu câmp deschis nu se aplică și la alte plante? Pentru nu, alte nu, tipuri nu, de afecțiuni? Era strict pentru cânepă. Okay. Era strict pentru cânepă. Okay. Și, mă rog, Consiliul Legislativ acum s-a dus și mai departe când au făcut interpretarea legii pe noua lege care se află în Parlament. Au zis că dacă nu ceri subvenția APIA, tu poți să ai orice concentrație de THC în plantă. THC-ul fiind substanța aia psihoactivă, care într-adevăr pe reglementările de industrial... E trecută cu risc. Nu, dar în reglementările europene vis-a-vis de cânepa alimentară și industrială, trebuie să ai concentrație maxim 0,2. Da? Deci dacă faci un aliment în cânepă, nu trebuie să-ți depășească THC-ul 0,2. Dacă îți faci o îmbrăcăminte din cânepă, na, THC-ul nu trebuie să-ți depășească 0,2. Da, să fumezi cămașa. Da, dacă faci un biodiesel din cânepă, nu trebuie să depășească THC-ul 0,2. Ei, Consiliul Legislativ a zis că dacă nu vrei subvenție APIA, da, THC-ul, și nu faci alimentar sau industrial, THC-ul poate fi oricât. Da? Eu cum le ceruse medical și au candat din colț în colț când le-am cerut treburile astea, așa, și au zis da, că se rezolvă cu spațiu controlat. Da? Pentru că, într-adevăr, ai peste tot în lumea asta, legea actuală zice că eu am voie să cultiv pe un teren cu destinație agricolă, care poate să fie câmp deschis sau câmp închis. Bun, și în momentul de față cum stau lucrurile? În momentul de față lucrurile stau că există... Guvernul s-a schimbat.
Guvernul ăsta e... S-a tot schimbat. Da, și o să mai tot schimbe. Acum lucrurile sunt în Parlament, s-a trecut de Senat tacit, e în comisiile de lucru de la Agricultură și Sănătate, unde sunt conectat, să zic așa, am fost la Agricultură la două grupuri de lucru, la Sănătate deja, cred că am fost de 32 ori până acum, pentru că președintele Comisiei de Sănătate e un om destul de deschis la minte și a înțeles din prima când ne-am dus și a fost între puținii care au susținut proiectul de la început, el fiind cap de listă pe noua, pe proiectul ăsta de lege care a fost depus în Parlament. Tu da, susținând basically că e nevoie și e nevoie și de concentrația de THC pentru că asta este parte din tratamentul în terapie. Nu susțin, e obligatorie. E obligatorie. E obligatorie, adică CBD-ul își face treaba, dar e așa un sfert din toată povestea. Pe anumite patologii care merg foarte bine doar cu CBD, da? În situații cum e cancerul, da? Fără THC și fără THC de calitate și fără să faci dozările cum trebuie, da? Eu nu pot acum să mă duc să fac o dozare de THC din sânge. Una la mână că nu există niciun laborator în România care să facă așa ceva. Da? Cum să știu eu că ăla l-a înghițit cum trebuie? Cum să știu eu că ăla s-a dus cum trebuie? Că doza a fost aia care... Nu, nu știm, facem... Deci noi și cu, nu știu, cu, nu știu la ce mediu să mă duc, da? Suntem un fel de, eu sunt un fel de șaman acum, da? Hai să luăm până ne apropiem de supradozare. Cam așa funcționăm acum. În ce state din Uniunea Europeană lucrurile astea funcționează? Unde s-a dat drumul? Hai că să zic unde nu s-a dat drumul, că e mai scurt. România, Ungaria, Bulgaria. Ah, ok, atât? Atât, da. Da. Deci, peste tot în Europa există o formă sau alta de utilizare a cannabisului în scop medical. Da? Unii sunt mai laxi, unii sunt mai puțin laxi, dar toți au o formă de utilizare a cannabisului medical. Noi acum mai știm că toate companiile astea farmaceutice mari dispun de niște fonduri uriașe și cam fac legea în multe aspecte. Care este interesul lor real pentru această lege? Vorbesc de companiile mari, pentru că mai știu de pildă că în state unele sunt deja pregătite, inclusiv alea de tutun. Sunt pregătite, așteaptă o lege pentru statul lor și scot pachetul de țigări cu cannabis. Ce pot să zic e că Bayern, da, a cumpărat 51% din acțiunile uneia din cele mai mari companii de cannabis din lumea asta. Interesul e foarte mare, da? Interesul e foarte mare din două puncte de vedere. E clar că pe viitor ăsta va fi trendul, buba s-a spart. Adică cei 100 de ani trec. Da, s-a spart, acum nu mai poate nimeni, informația circulă foarte repede. Dacă n-am fi avut internetul ăsta, poate că lucrurile se mișcau un pic mai greu, dar datorită sau din cauza, depinde cum vrei să vezi lucrurile. Informația circulă repede și nu mai poți să zici stai domne că nu e așa, da? Adică americanii, National Academies of Science, Engineering and Medicine în United States, adică toate academiile din America au făcut un raport în 2017, au luat toate studiile pe cannabis din de când l-a făcut măsa pe cannabis. Au dat la o parte studiile care nu aveau valoare științifică și au rămas vreo 11 sau 12 mii de studii. Adică un volum. Mm-hmm. Și au făcut un raport de 485 de pagini în care spun așa la virgulă unde merge cannabisul, unde nu merge cannabisul, unde trebuie să mai studie, unde trebuie să mai facem diverse lucruri. Păi dacă ăștia au scos un raport de 485 de pagini, au muncit pentru treaba asta, să-mi spună mie... Biblia cannabisului în sănătate, da, ok. Să-mi spună mie unde și cum merge cannabisul, nu poți să vii tu, consilier superior din Ministerul Sănătății, să-mi zici tu mie că tu ești din familie de preoți și consideri tu că nu-i bine să venim cu cannabisul pe piață. Că ai tu doi copii. Asta... Da, am înțeles. Asta ne ține, da? Mm-hmm. Faptul că sunt niște trepăduși pe ministere... Da? Care sunt acolo pe vremea vremilor, da? Care n-au mai deschis o carte în viața lor, da? Nu interesează nimic, e doar să le treacă timpul și să-și ia salariul, da? Și
Păi doare la bască de suferința reală, da? Și să uită urât la mine când le zic să dea Domnul să n-aveți nevoie de mine vreodată. Știi cum e? E o treabă care pe mine mă fascina asta cum se întâmplă în România în ultimii ani. Sunt niște treburi care intră în conștiința publică. Niște oameni, niște evenimente, niște personaje. Asta cu cannabisul, cu marihuana, cum s-a încetățenit, este încă înfierată, pentru că lumea nu prea știe ce și cum și s-a dus buful că e drog. Mai mult, îți povesteam mai devreme că am fost prin niște țări în celelalte părți ale globului. În marea lor majoritate, femeile erau alea care spuneau marihuana nu, pentru că te înnebunește. Deci era treaba asta și acolo în conștiința publică, e ceva care te înnebunește și de care mai bine te ferești. Și aici e la fel, adică n-ar trebui să te mire că există această problemă. Ce mă miră pe mine foarte tare este că vorbeai mai devreme de USR și de legea pe care au inițiat-o, de prostia pe care au făcut-o. Mi se pare ceva de nedescris. Tu ca și utilizator de cannabis, da, să cunoști beneficiile lui, dar să nu ai puterea, da, să spui public treaba asta. Bad în contră. Da? Să zici, da, știu că e bun, dar știi că nu merge, că nu, că populația, că gata, asta cu populația nu-i pregătită. N-a fost pregătită nici să vină coronavirusul peste ea, uite că s-a dus și a cumpărat conserve, trece peste, adică dacă ieșim, nu știu, ies 30 de oameni cu forță în presă, într-o săptămână toată România va fi de acord că cannabisul e bun. Da? Dar uite că n-am găsit ăștia 30 de oameni care să vină și să susțină așa cu subiect și predicat, da, domne, cannabisul o fi fost cândva drog, da, să știi că poți să te tripești și de la apă dacă vrei. Da? Deci, poți să te îmbești și cu apă rece dacă e rece rău. Te tripezi de n-ai, deci din păcate pentru ei experiența mea cu consumul de droguri e una uriașă. Și norocul meu a fost că am învățat foarte mult cum să poți să combin lucruri, da? Și să te tripezi cu toate prostiile pământului, da? Legale sau nelegale. Dar dincolo, da? De partea asta cu tripatul, există vreo statistică care să se atașeze studiilor de care vorbeai mai devreme, cele 12 puse, care să aibă un număr de oameni sau niște cazuri punctuale care s-au dezvoltat în bine? Păi ăștia au oprit alea 12.000 de studii care aveau valoare sociologică, adică erau număr reprezentativ de oameni pe patologia respectivă, metodologia folosită fusese aia corectă, adică nu era o chestie, domne, că mi s-a întâmplat. Da, am înțeles, pe mine m-a interesat, măi, pe anul, da, hai să zicem, 2017, da, dau un exemplu, un număr de oameni bolnavi de tipurile astea de cancer, da, și-au prelungit viața, hai să zicem, pentru că în urma utilizării cannabisului în tratamentul lor. Sunt. Toate studiile la sfârșit dau, da, au aceste astea concluzii. Da? Eu acum lucrez la statisticile mele de pe ultimii 2 ani. Mm-hmm. Lucru pe care l-am făcut, adică sunt lucrurile făcute de mine. Da? Nu știu câtă valoare sociologică or avea, că n-am avut un sociolog care să mă ajute, dar le pun pe toate acolo într-un travel și o să trag o concluzie. Da? Să văd cât și-au îmbunătățit calitatea vieții, cât s-au supraviețuit dincolo de... Adică am niște situații în care au ajuns la mine pacienți cu mesajul de genul, mai am 2 zile de trăit. Taf. Da. Pot să folosesc cannabis, mă ajută. Nu știu, hai să vedem. Da. Vor fericit. Hai să vedem. N-ai nimic de pierdut, mai ai 2 zile de trăit, poți să le trăiești în cannabis. Așa. Și asta a fost discuția. După vreo lună, mă trezesc cu un mesaj. Mai doare capul când ies din casă și mă duc la piață. Un om cu cancer de creier. Da? Deci, 2 zile de trăit, după vreo lună mă întreabă dacă poate să ia și niște paracetamol, că mai doare din când capul când se duce la piață. Deci nu doar că nu murise în alea 2 zile, de el după o lună de zile făcea piața. Ok. Cred că e nasol. Hai să mai întreb ceva. Tu în momentul de față te ocupi cu consiliere. Da. Asta presupune următorul lucru. Cineva
cu anumite tipuri de cancer, da? Nu ne sau, nu, sau doar, anumite, nu doar. Și alte afecțiuni vin la tine, tu le spui cam care este problema și eventual ce tipuri de tratament să facă. Da. Ce presupune asta exact și cum Dumnezeu le facă în România pe astea? Ei trebuie să vină la mine în două moduri. Odată cu dosarul medical pe care l-au, da? Să vedem exact care e istoria în spate și dincolo de dosarul medical să faci o evaluare clinică pe loc acolo atunci unde e posibil. Adică dacă omul e pat, nu-l căruți până la mine. Da? E suficient să venim cu dosarul medical și să încercăm să adaptăm situației și descrierii pe care aparținătorul o face. Apoi oamenii se duc acasă. Sunt unii care merg doar pe CBD. Așa, sunt oameni care au acces și la THC. Da? Eu spre ghinionul celor care se împotrivesc n-am nicio reținere să fac recomandare cu THC. Pentru că, am zis, am niște diplome date de American Medical Association care sunt recunoscute la nivel european. Și atunci oamenii ăștia care sunt de acord să urmeze tratamentul cu THC trebuie cumva ilegal să-și procure sicuri. Ilegal sau semi-legal. Da? Ce presupune semi-legal exact? Semi-legalul presupune, de exemplu, că te duci frumos în Spania, intri într-o asociație de pacienți. În Spania, de fapt, în Barcelona, în Catalunia, că doar acolo se întâmplă treaba asta, devii membru a unei asociații de pacienți, de utilizatori de cannabis și beneficiezi de THC. Dar pentru asta trebuie să te duci în Spania? Sau? Sunt mai multe combinații. Ok, ok, da, pe mine personal mă depășesc. Mă depășesc pentru că nefiind în situația respectivă, n-am. Băi, eu pot să intermediez cumva legătura cu... Da? Există clinici și acolo care fac treaba asta. Există clinic în Croația, există clinic în Slovenia. Sunt situații în care se poate ajunge Germania, iarăși are cannabis. Olanda nu mai vorbesc, da? Poți să faci rost oricând. Există niște site-uri care... Mai am o întrebare. Da. Am câștigat niște bani peste noapte și mai îmi place din când în când să fumez și un joint, da? Și mi se pare că piața asta din România de vânzare de cannabis, cele câteva magazine, Legalize It și celelalte care mai sunt, îmi fac dovada faptului că piața este încă virgină. Relativ. Ce Dumnezeu pot să fac eu să intru pe piața asta? Că mi se pare totuși destul de complicat și mi se pare că nu intră oricine. Ce tipuri de avize trebuie să cultiv? Poate vreau să fac haine mâine, vreau să fac haine de cânepă. Am voie să fac asta? Dacă te pricep, da. Ok, ce Dumnezeu trebuie să facă în România? În România, în momentul de față, trebuie să îți iei o autorizație de cultivare de cânepă. Da? Să depui niște hârtii la Direcția Județeană Agricolă, acolo unde există terenul respectiv. Dacă tu ai terenul, nu știu, Dâmbovița, trebuie să te duci la Direcția Județeană Agricolă Dâmbovița. Dacă l-ai în Maramureș, te duci... Nici nu vreau să știu cum sună asta. Bună ziua! Îți spun eu că am făcut. La funcționarii de acolo, da. Prima dată am cultivat cannabis în România în 2014. Uh-huh, okay. Da? Lângă Ploiești, 20 de hectare de cânepă. Când le-am zis prietenilor, nu s-au convins decât în momentul în care au venit și au făcut poză în lan. Da? Deci la nivelul ăsta de prieteni... Looks like paradise. Da. Ceva okay. De genul. Uh-huh. Te duci frumos, da? Și anul ăsta eu am scos până acum să dădeau... Am rugăminte, nu mai bat în masă. Da. Sau de micro. Până acum dădeau autorizație doar pentru sămânță sau fibră. Anul ăsta am reușit să-i determin să-mi dea autorizație pentru masă vegetală. Pentru că uleiul medical de cannabis se extrage din floare, nu din semințe. Există și proiecte europene agricole prin care poți să-ți deschizi, hai să zicem, vrei să vinzi uleiuri? Da, dacă ai răbdarea să faci treaba asta, da, există. Uh-huh. Da? În momentul de față, greu, că nu e nicio linie deschisă și ce se preconizează să deschidă are un 3 în coadă, dar nu știu dacă e 2023 sau 2033. Știi că există această...
cum vorbește gura lumii. Gura lumii spune următorul lucru. Băi, numai niște șmecheri își vor deschide treburile astea pentru că sunt deja cu bani și sunt pe piață și practic dacă te bași și tu, intri pe o piață care o să te scoată imediat, o să te scuipe imediat afară. Depinde. Ți se pare că aș fi așa un mare șmecher? Spun ce vorbește lumea prin târg. Nu. Astea sunt... Știi cum e? E cu aia ca cu novela lui Tolstoi cu strugurii, da? Când nu înțelegi sau nu poți, zici, a, nu-i de nu. Da. Nu. Deci eu, pe mine mă șochează că sunt oameni în zonă care se vaită, vai cât de greu e să-ți obții autorizație de cultivare. Eu am depus-o pe 20, pe 18 și pe 20 mi-au dat-o. Da? Pentru că m-am dus cu documentele conform legii, așa cum le cer. Da? Dacă încerci să o dai de gard, dacă încerci să... Da? Normal că e greu să-ți iei autorizație. Dacă vrei să șuntezi legea, iarăși e greu să-ți iei autorizație. Da? Dar nu e imposibil. Da? Nu e imposibil. Trebuie să știi că, ok, cânepa asta e simplu. Și asta pe care o cultivi, poți să o vinzi în Europa? Da, poți să o vinzi oriunde. Mm-hmm. Poți să o vinzi oriunde, găsești cumpărător. Păi, da? E o piață liberă. S-ar putea să fie totuși niște legi în care, de care să te lovești. Cred că o treabă este România, Germania, alta treabă ar fi România, habar n-am, Turcia. Care nu e nici nu e și sunt niște legislații de care te lovești. E clar, totul trebuie făcut conform legii. Plus că imaginează-ți ce înseamnă, hai să zicem, un camion, da? De iarbă care trece pe la Nădlac. Hai să zic o treabă. Deci vin zeci de camioane din China. Zeci de containere cu așa ceva din China, da? Vin, trec, să plimbă. Am văzut, Marea Neagră a fost generoasă cu noi anul trecut, în aprilie, când a fost, când ne-a dat foarte multă cocaină. Aia e altceva. Da? Da? Aici noi vorbim de lucruri făcute legal, cu acte vamale, cu tot ce trebuie. Nu se pot face. Mai că, știi cum e, ca la orice chestie, trebuie să o înțelegi. Da? Trebuie să înțelegi ce ai de făcut. Sau dacă tu nu înțelegi, trebuie să-l lași pe unul care știe ce are de făcut. Da? Așa... sună bine, hai să vindem cannabis, da? Da? Trebuie să știi cum să-l crești, trebuie să știi cum să îl faci să aibă randament, că una e să pui acolo, să arunci niște semințe în pământ și să te duci să le recoltezi și alta e să îi faci tehnologia, da? Lucru care nu e foarte complicat, dar nici simplu, da? Trebuie să știi să fii acolo, deci trebuie să te ocupi de ei ca un copil, practic, da? Atât HBO cât și Netflix am văzut că au niște seriale chiar dedicate, odată sunt niște documentare, odată sunt niște ceea ce se numesc sitcom-uri cu tot soiul de povești în zona asta și bineînțeles că vorbeau acolo și de a altoi un sortiment cu altul și să-ți iasă nu știu ce THC de nu știu care și așa mai departe. Adică... Da, sunt acum genetic, se lucrează foarte mult să ajungem să eficientizăm produsul. Eu sunt mai conservator din punctul ăsta de vedere și mai de stânga. Și pe mine mă interesează să am o calitate a produsului la final optimă, nu o cantitate. Asta e de dreapta, nu e de stânga. Cantitatea o nouă calitate era de stânga. Sunt de stânga în principiu că vreau să aibă beneficiarul cei mai bun. Da? Adică dau de la mine pentru el. Ce lucru care nu e de dreapta. Cel puțin în accepțiunea... Acum voiam să-ți dau exemplu cu iPhone-ul. iPhone-ul, de pildă, este ok, un produs apărut pe piață într-o economie de piață concurentă. De dreapta ca business. Da, în fine. Eu am un telefon chinezesc, deci nu știu. Ok, ești urmărit, știu. E acel telefon care te... Da. Deci... Nu-i greu. Nu-i greu și piața în momentul de față, într-adevăr, nu mai e virgină. Adică era virgină acum vreo 4 ani. Acum nu mai e virgină. Este, știi, te-am văzut acum și ce tricou ai pe tine. Cred că cu Dark Funeral.
Așa, te-am mai văzut cu unul cu Motorhead, în niște interviuri pe net, unul cu Amon Amarth. Da. Am văzut zona asta de rock and roll, este plină de... Da, am unul care îmi place foarte tare, cu Ginger. Care okay. E plin, are pe, e de fapt un embrion, e un ovul înconjurat de niște sperma, foarte tare tricou, de altfel. Da, zona rock e, a fost și va fi. Da, de fapt, toată zona, povestea așa. Toată zona asta culturală, artistică e plină. Da? Corect. E plină, deci nu, dacă luăm de la, că tot vorbeam de Oișteanu, genul la Um și Beliade și toți ăștia au fost, fiecare a fost consumator de câte ceva. Bineînțeles, da. Adică eu nu există în lumea asta... E legat cu creativitatea. Da. Uh-huh. Am citit de mult o carte, era, sper să-i zic titlul, Însemnările unui Da, știu, am citit-o și eu. Foarte tare cartea, s-a întâmplat pe la sfârșitul anilor 1800 și acolo... Nu mai știu cum îl cheamă, da, ok, da, mi-aduc aminte. Foarte tare toată povestea respectivă și nu, dar toți au avut așa o... Ba, pe psihedelice, bea pe... și laudanum a fost folosit în disperare în anii 1800. Da? Deci era de, dacă nu erai consumator de așa ceva, nu existai. Sunt povești multe și despre al doilea război mondial și da, mă rog. Și, deci, da. Ne mai vorbim de tăticul spiritual al... Știi bancul cu Se termină iar bani Jamaica și primul care se trezește, deci muzica asta de căcat, știi? Da, plus Bob Marley este un filmuleț pe YouTube. Îmi place, cred, odată la 2-3 ani mă mai uit pe el. Dai casa memorială a lui Bob Marley și ți apare ghidul de acolo, care este un tip absolut fascinant și care spune că face cam 25 de tururi pe zi cu turiști și la fiecare fumează cât un joint. Mi se pare normal. Și n-a devenit dependent și nu e nici prăjit. Mai nu știu ce să zic. Da? There is no time in Jamaica. Că tot vorbeai de bancuri și de Bob Marley, știi că a circulat pe Facebook o icoană cu Bob Marley și în locul Maicii Domnului și jos scrie Jamaica Domnului. Da? Deci, Jamaica e așa cum când vorbesc de cannabis, toată lumea aici e Olanda. Și eu încerc să scot... Da, sună așa, un soi de meca consumatorului. E departe, nu. Nu, noi trebuie să ne uităm la niște țări un pic mai apropiate de noi și ca civilizație și ca structură. Jamaica e altceva, da? Uite, îți dau un exemplu, că nu știu dacă informația asta există, că tot am vorbit de Est. În Est, în Federația Rusă, există o țară care se cheamă Altai, și care are ca religie șamanism. Da? Și acolo toate drăciile astea sunt legale. Altai, cei țineau carnea sub șah, mi-aduc aminte. Da? Da? Asta deci, cu șamanismul, nu știu ce. Da? Deci religia lor este șamanism. Da? Adică ei acolo au voie să folosească orice nebunie le trece până cap. Da, astea sunt alte povești cu ayahuasca și așa mai departe. Da. Nu doar ayahuasca. Da? Sunt ciuperci, inclusiv cannabis, sunt o groază de alte plante care trăiesc pe acolo și nici n-am auzit de ele. Da. A fost, mai ții minte serialul Dallas? Da. A apărut, au fost niște interviuri cu actorul care îl juca pe J.R. Foarte funny, altfel, la acest personaj care era absolut urât până la Revoluție, după Revoluție a început să fie iubit. Funny. Dar un serial foarte bun. Și el povestea într-un interviu că faptul că a consumat halucinogene a fost cel mai bun lucru pe care l-a făcut în viață. Pentru că odată i-a vindecat frica de moarte. Adică mă gândesc că sunt niște treburi acolo. N-am ajuns. Da? Sunt foarte mulți pacienți. Sunt foarte mulți pacienți care experimentează ceea ce se cheamă near-death experience. Permite-mi repetarea. Da, am înțeles că ești cam la mâna șamanului și nu știu dacă e treaba asta. Nu, au experimentat-o și fără șaman mulți. Și într-adevăr, în momentul în care ajungi acolo, te întorci și ești la 180 de grade cu tot ce înseamnă viața pe pământ. Și lucru care nu știu dacă e bun sau rău.
dar sunt psihedelicul face o chestie pe care n-a ajuns să o facă nimic în lumea asta. Îți reorganizează creierul. Cumva. Bogdan, ce-i în telefon acolo? Am deci, înțeles. Deci, practic, îți face un reset și îți repune, îți dă alte rapoarte. Știi că sunt niște discuții de-astea la nivel avansat cumva care susțin că până și Moise, în momentul în care s-a întors cu poruncile, un arbuști a vorbit și da, niște treburi acolo. În fine, hai să nu mergem în zona asta, am aruncat-o așa puțin de poftă. Păi, eu le cam tai macaroana pe românește oamenilor când îi pun să citească Geneza din Biblie, eu fiind un ateu născut. Și acolo e planta sfântă, da? Planta sfântă e cannabisul. Și n-apare doar în Geneza, apare în mai multe locuri din Biblie unde, da? Nu știu asta, dar ok, da. Sau, când ai timp și chef să citești Biblia sau o găsești online, dai search. Da, am mai făcut asta din când în când, dar da? Cu totul alte contexte, da, ok. Da. Într-adevăr, Moise a fost pe ceva, nu se știe pe ce, se presupune că pe cannabis, dar... Da, e planta sfântă. Medicina tradițională chineză are la bază, da, extractele din cânepă și multe alte adică în multe alte civilizații cânepa a fost folosită. Da, de când lumea, bineînțeles, că da. De asta spun că ăștia 100 de ani basically las că tăi trăim noi acum, da. Dar da. N-a rămas mare lucru. Uh-huh. În fine, încă o chestie pe care ție ți-am spus-o mai devreme, dar vreau să o spun să o audă toată lumea. Este conform lui Andrei Oișteanu în cartea Narcoticile în cultura și literatura română, spunea așa, etimologia cuvântului chef. În Maghreb, zona Maroc, da? Se făceau se scot mugurii de pe cânepă, se prepară hașișul, iar restul plantei se lasă la uscat și se face ca un soi de tutun din el pe care ei îl fumează în foițe. Acesta se numește Keith. Și Keith Richards, își mai spune Keith, se răsfață. În fine, treaba cu acest cuvânt Keith este că l-a mers pe o linie musulmană până în Turcia și a intrat în România de când făceam noi comerț cu turcii în Dobrogea și Galați, toată zona aia, sub cuvântul de chef, care este reprezintă acea stare de exaltare, exact așa era tradus, ca să vezi cum funcționează lucrurile de fapt și că de fapt sunt de când lumea și dacă e ceva în neregulă cu ele acum aici, este că unora le-a mirosit urât la nas. Ce, pe mine e altceva mă șochează. Ca și cu alcoolul, adică ok, alcoolul no good, dar și să-l interzici n-ai făcut nicio treabă, altceva decât să-i umpli pe unii de bani. No. Pe mine mă șochează că noi vorbim de 100 de ani de istorie, dar noi ne uităm la 30 de ani de după Revoluție. România a fost țara cu cea mai mare suprafață de cânepă cultivată în Europa. În 87 sau 88 erau peste 80.000 de hectare de cânepă cultivate în România. 80.000, da? Care se foloseau în scop haine și așa. Nu contează, okay. Că oricum erau niște soiuri care probabil că aveau mult THC în ele. Uh-huh. Problema e alta. Pe mine mă șochează că oameni care acum 30 de ani, poate aveau 10, 12, 13 ani, aveau părinți care făceau treaba asta acasă și zic, păi da, că noi, mama pleca la câmp dimineața și ne făcea un ceai cu semințe de cânepă să stăm liniștiți toată ziua. Tu vii și îmi spui mie acum că cânepa nu-i bună. Adică am uitat așa ce s-a întâmplat acum 20 de ani în spatele nostru. În cartea lui Radu Anton Roman se povestea de, cred în nordul Moldovei undeva, se făcea ceea ce se numește julfă, iar se puneau semințe de cânepă, dar semințele de cânepă le puneau cei săraci. Cei bogați cred că puneau nucă sau altceva, iar cei săraci puneau semințele de cânepă. Am cunoscut oameni care acum au vreo 60 de ani care și-aduc aminte, care au trăit treburile alea, habar n-aveau că marihuana, că drogul, nu știu ce, și-aduc doar aminte că în ziua aia în care că e o sărbătoare, da, care se întâmplă cândva, cred, în august, în timpul verii, recoltare. Așa, era un hai
în tot satul și toată lumea era veselă și stătea la povești și amintirile oamenilor care, repet, acum undeva la 60 de ani, despre zilele alea ale copilăriei sunt de fericire realmente. Acum nu recomandăm la copii, totuși. Adică totuși mi s-a părut puțin cam trist că am văzut și copil de 14 ani pe lângă școală cu cât un joint în mână. Mi se pare puțin cam de vreme. Acum, iarăși, o să zic ceva ce nu o să placă la mulți, dar e de preferat un joint cu cannabis curat decât unul cu tutun. Sincer. Din punct de vedere medic. Da, să-și mai vadă și de matematică. Ok, ia, să-și vadă. Bine ar fi să nu fie. Bine ar fi să nu fie, dar dacă ar fi de ales, dacă ar fi de ales, ar fi de ales. E greu, adică e greu să vorbim de cannabis curat, da? Pentru că e ilegal, dar tutunul, mai ales ăsta acum super preparat, da? E mult mai nociv. Așa este, cel puțin în România tutunul este de foarte prostă calitate, am constatat. Adică mi-am luat niște Lucky Strike din București și mi-am luat niște Lucky Strike din altă țară, ca să o spun pe bune, și pe aia din altă țară am putut să fumez mult la capăt. Eu nu sunt fumător, dar... Da, știi ce înseamnă calitatea unei țigări, da. E dezastru. Deci tutunul în România, în momentul de față, e o travă curată. Presupunând că s-ar legaliza, da? Cred că este foarte ok să, dacă la un control al poliției, să-ți facă și un control de consum, să nu fi consumat în ziua aia sau cu câteva ore înainte. Probabil ar fi ceva mai multă liniște în trafic, lumea mai puțin nevrotică. Ar fi partea proastă cu... Este că nu-ți controlezi bine reflexele, cred. Nu. Știi ce se întâmplă? Cannabisul iese din organism undeva la 72 de ore. Asta înseamnă 3 zile. Da? Efectul maxim în care să zicem că ar fi, ți-ar pune viața, semi între ghilimele, ți-ar pune viața în pericol dacă ai conduce, undeva în primele 2 ore. Da? Uh-huh. Nu văd logica pentru care să faci un test. Da? Deci eu poate am fumat aseară, da? Și azi, sigur, dacă fac testul, o să găsească în sânge THC. Pentru că ăla n-a ieșit, da? El nu mai e activ. El nu mai produce nimic, da? Dar el se plimbă pe acolo, da? Că n-a apucat nichiu să-l elimine, da? Și în condițiile astea, imaginează situația nefericită în care intră un bou în tine și te trezești cu dosar penal. Ca așa stau lucrurile deocamdată. Da? Deci e destul de complicat aici. E destul de complicat pentru că, da, alcoolul, ok, în 8 ore a dispărut. S-a dus. Nu mai e, da? Dar cannabisul stă mai mult în sânge. Adică scenariul ar fi că te duci la mare, să zicem, da? Ai fumat un joint acolo, a doua zi pleci. A doua zi pleci, el rămâne încă în sânge și atunci îți iese dacă te oprește poliția. Da. Și e... Bine, dacă îl scoatem de pe lista de interzise, n-ar mai trebui să-l caute. Discuțiile astea sunt foarte complicate. Adică, de exemplu, uite, mă întorc chiar la heroină. Teoretic, consumatorul de metadonă n-are voie să conduc. Da? N-are voie. E contraindicat. Da? Condus. O groază. Adică jumate din șoferii de taxi din București sunt foși heroinomani, majoritatea pe metadon în continuare, da? Șoferii de taxi jumătate? Hai, mă sperii. Cel puțin în anii 2010. Serios? Mai știam de pildă când existau acele magazine de legale, mai știam că existau oameni muncitori în construcții, care se duceau acolo și îți luau temirce. Așa, ca să aibă foarte multă energie la muncă, să meargă treaba. Da, au fost. Legalele au fost un boom în anii 2008-2010. Amfetamină curată erau, de fapt, beta-amfetamină, care e și mai... Adică, amfetamina amfetaminelor, să zic așa, și partea prostă e că două de era la... se găsea, dar nu știu dacă se mai găsește la veterinar ceva, cred. Ketamina. Ketamina, da. Se găsește și acum. Da? Ketamina e un perturbator, nu e un psihedelic în adevăratul sens al cuvântului, e un perturbator, îți distorsionează un pic așa realitatea. Da? Ne recomandă să Ok. Da. Nu-i recomandat, da? Nu-i recomandat, dar cu toate astea se utilizează.
S-a nimerit la un moment dat, ca așa, într-un manual al întâmplărilor, să particip, mă rog, cumva în backstage la un concert al lui Brian Ferry la București. Și basistul trupei, un personaj peste 60 de ani, fusese și basistul lui John Lennon. Era un personaj foarte interesant, care, bineînțeles, voia și un joint și să stea cu noi la vorbe și ne-a spus nouă, ne-a povestit o chestie și anume că în anii 70, cele mai multe concerte, da, vorbim de perioada de începutul anilor 70, cele mai multe concerte le avea Elvis. Avea vreo 2-3 cântări pe zi, se vindea cel mai bine, motiv pentru care nu numai el, ci și tot stafful ăla tehnic, ca să rezistă la volumul ăla de muncă, stăteau toți pe cocaină. Rezultatul, niciunul nu mai este viu astăzi. Nici stafful, nici The King of Rock and Roll, da. Că vorbim de anii 70, e o chestie foarte interesantă. Știi cum a zis Brian Ferry? A zis așa, cine își aduce aminte anii 70 înseamnă că nu i-a trăit. Da, corect. E interesant vis-a-vis de cannabis, că în anii 70 concentrația de THC din cannabis era undeva la 5%. 3, 5, 7% maxim era, da? Și puteai fuma liniștit 2, 3 grame pe zi, da? Acum... Pare cam mult, da. Okay. La 5% concentrație THC e un nimic. Acum, din cauza cost-eficienței și a faptului că este super ilegal, concentrația THC-ului a ajuns undeva la 18-25. Mm-hmm. Adică de 3-5 ori mai mult. Mm-hmm. Da? Deci, practic, acum... Deja la un gram de 18% THC e mult. Da? Și de asta și apar o groază de reacții, pentru că se întâmplă foarte des supradozări. Pentru că concentrația e foarte mare. Da? Și trebuie știută și chestia asta. Adică trebuie știut că acum cannabisul e super concentrat. Am înțeles. E cannabisul din anii 70. Și asta s-a făcut, se face unde să fac asta? Altoiești pur și simplu. Sunt o groază de geneticieni care fac treburile astea, sunt o groază de semințe. În Europa sunt o groază de festivaluri, concursuri, cea mai bună sămânță de, cea mai bună sămânță de... Da, am văzut că sunt astea, da, corect. Că tot vorbim, uite, s-a apropiat cu aprilie. 20 aprilie este ziua internațională a cannabisului, așa, și se serbează la ora 4:20. Ce e cu 4:20? Ah, că e data, corect. Da, uh-huh. 4:20 e 20 aprilie și a plecat de la codul pe care îl avea NYPD-ul prin anii 70 vis-a-vis de infracțiunile cu cannabis. Codul lor era 4:20. Așa a rămas în istorie data asta. Da, de acolo așa e povestea. Acum nu știu cât de reală e. Dar și mai interesant vis-a-vis de treaba asta este că în prima duminică din mai, la nivel mondial, se organizează marș pentru legalizarea cannabisului. În București sau în țară? Peste tot în lume. Ah, okay. Este mișcare internațională și se va organiza și în București pentru prima dată când se va întâmpla treaba asta și am și glumit că pe 2 mai e ziua mea și fac 42 de ani, adică nu se putea să fie o potrivire atât de mare. Și tot în mai sunt născut, dar tot... Să înserbezi 42 de ani în primul protest sau primul marș de legalizare a cannabisului. Presupunem că există oameni care au orice probleme de sănătate și care au ascultat această emisiune și care vor să beneficieze de... Pot să răspund eu? Sună un telefon. Vor să beneficieze de acest tratament. Cum dau de tine? Putem să vorbim. E ok. E ok? Da. Păi mă pot găsi la Podu Grant, la clinica Eden Medical, 031-426-0517 e numărul de programări sau... Online? Online cannabiscentermedical.ro sau Eden Medical pe Facebook. Am înțeles. Ok.
Și acolo beneficiază de o consultație, bănuiesc? Acolo beneficiază, da, de o consultație și o consiliere vis-a-vis de administrarea cannabisului. Și este contracost sau este pe asigurări de sănătate? Nu e pe asigurări de sănătate, că din păcate în momentul de față, nefiind medicament, treaba asta nu intră în programele. E în perspectivă în momentul în care se va legifera să intre în program național. Nu înțeles. Treaba asta, dar în momentul de față e contracost. Am încercat să ținem costurile cât mai jos, da? Adică o consultație, prima consultație 150 de lei, dacă mai vii pe urmă la reconsult e 100 de lei, iar prețurile la clinică, la ulei, sunt cele mai mici de pe piață. Optimist vorbind, când se legalizează în România? Depinde ce înțelegi până optimist. Ok, aia e realist. Okay. Eu sper anul ăsta să se rezolve, pentru că dacă... Așa curând? Exclusiv pe partea asta medicală, zici tu. Pe partea asta medicală. Dacă n-apucăm generația asta de parlamentari, când toamnă sunt alegeri, da? O luăm de la capăt. Și că asta, politic vorbind, e un subiect destul de complicat, că... Cred că prima voce care a venit din politică în zona asta, o să râzi, a fost una din fiicele lui Băsescu. Ia, de la ea am auzit prima oară și cred că mi-a tras atenția, toată lumea râdea de ea și dintr-o dată zic, uite mă, că a venit totuși cu ceva. Da, da, bine. În zona asta, da, hai să zicem, progres. Din păcate, da, ea a venit la campania de europarlamentare, nu mai știu, în 2012. Parcă, da, da, ceva de genul ăsta, dar a fost atât de prost învățată, ce să zic, încât a scos o prostie pe gură. Unul la mână, doi la mână, foarte mult se sperie că și-ar putea pierde alegerile susținând treburi. Nu foarte mult, și toți. Dacă mă întrebi USR-ul, care... Nu, cred că USR-ul putea să câștige niște voturi pe treaba asta. Și-au mers fix în partea elaltă. Ok. Na, atâta s-a putut. Știi ce se întâmplă? Cred că domnișoara n-a consumat ce trebuie în ziua în care a făcut legea. Că altfel pot să-mi explic cum pot să vii cu așa o prostă. Da, să fiu rău, are ceva din Elena Ceaușescu. Nu știu, așa, da, nu știu, eu nu o cunosc, nici nu știam. Nici eu, doar am văzut. Dar m-a șocat, eu am zis o glumă. Dar a fost un șoc pentru toată lumea. Jur, am crezut că e Times New Roman. Deci chiar am crezut că e Times New Roman, pe urmă am văzut că... Adică în condițiile în care în alta curte de casație spune că până la proba contrarie niciun consum nu e incriminat. Da. Tu vii acum și zici că înăsprim pedepsele. Adică rezolvați toate treburile, că o iau și eu ca ei, la alții ai, că a rezolvat toate treburile și ne trebuie cannabis acum. Da? Păi, să băgăm oamenii în pușcărie, ne trebuie, nu. Am lucrat 4 ani de zile în închisorile din România și am întâlnit pe consumatorul urzică care era pentru 2 grame de iarbă, dar era la a doua abatere și luase 11 ani. Dumnezeule. Da, 11 ani, că așa e legea. Așa era legea pe vremea aia. Deci te-a prins, nu, urzică, îl prinseseră cu 6 bile. 6 bile înseamnă în cel... Era cocaină. Heroină. Da, heroină. Heroină. Wow. În cel mai fericit caz, 6 bile însemna 1,5 grame de heroină pură. În cel mai fericit caz, probabil că erau 0,8. Da? A luat 11 ani, că era deja la a doua batere. Da? Și l-am găsit și pe Gigel. Da, poate că erau pentru trafic. Nu contează, da? De o prostie, l-am găsit și pe Gigel, care intrase la pușcărie pentru 20 de kg de cocaină, 3 ani, că era la prima abatere. Ăla clar era pentru trafic, da? 20 de kg, când te găsește cu 20 de kg de cocaină... E indubitabil. E greu să zici că e pentru consumul propriu, dar la cu 6 bile... Nu, 6 bile înseamnă consumul pe... am avut consumatori care băgau 6 bile odată, da? Dumnezeule, da. 6 bile e nimic. Deci e nimic. Ce să... Totuși... Poți să înțeleg fumatul unui joint sau că ai băut mai multe beri decât era cazul, dar să ajungi totuși la genul ăsta de dependență, crezi că trebuie să ai oarește probleme? Nu. Lucrurile au început din prostie. Au început în anii 90, când te duceai în discotecile renumite ale Bucureștiului, R2-ul, Why Not-ul și al Dumars-ul și alte cele, și aveai ghinionul să mergi calise, aveai ghinionul să mergi pe lângă niște tonete în care stăteau niște băiețași care vindeau cu 15.000 de lei pliculețul de heroină pură. Avea 5 grame.
ți ajungea o săptămână lejer. Mi-aduc aminte, în vremea aia eram în liceu și aveam de cheltuială, îmi dădeau părinții de la țară, 50.000 de lei pe săptămână. Puțin bani. Adică mi-ajungeau să duc zilele cât de cât să mai scot o fată la o prăjitură și ce mai erau pe vremea aia. Dar totuși, 15.000 de lei nu erau nici măcar jumate din banii pe care eu cheltuiam pe săptămână. Da? Și ți-ar fi ajuns lejer toată săptămâna heroina respectivă. Și mulți, mulți au consumat heroină fără să știe ce consumă. Era o chestie pe care o trăgeau în țigară. N-am avut consumator la seringă până în 1998. Deci vorbind de anii 90, 91, 92. Așa, atunci au început. Până în 98, când a fost prima criză de heroină. Da? Noi, ăștia n-au știut că sunt consumatori. Știu că a fost urât, da, în, când au căzut turnurile la World Trade Center. Atunci s-au închis tot și atunci au murit foarte mulți. A doua criză reală de heroină. Mm-hmm. Da? Dar în București, în 98, a fost prima criză și ăștia n-au mai avut heroină. Și atunci și-au dat seama, da, că ei se trezeau dimineața și făceau țigara și erau fresh toată ziua. Da? N-aveau niciun fel de problemă. Când n-au mai avut praful să-l tragă în țigară, și-au dat seama că și așa au ajuns, da? N-au putut să se lase, că nu exista niciun serviciu, nu știau nimeni, habar n-aveau să ce e vorba, au trecut în seringă, da? Și așa au ajuns să fie și oameni, nu vorbim de scursurile societății. Da, 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 știu ce spui. Oameni high class, da? Știu. Oameni high class și, pe urmă, na, s-a dezvoltat, a început să prindă și dealerii au început să prindă povestea. Și a început să prostească treaba. Adică atunci a crescut prețul în momentul în care a fost prima criză și a scăzut calitatea. Da? Hai să încheiem într-o notă optimistă. În primul rând îți mulțumesc că ai venit. Eu îți mulțumesc că m-ai suportat atâta timp. Cred că o să vreau să mai facem la un dat o emisiune mai pe detalii, dar trebuie să mă gândesc. Vreau să detaliez anumite aspecte ale unor tipuri de consumuri. În fine. Facem și chestii practice? Te rog frumos să închizi camera, cu glumeam. Și să încheiem în această notă optimistă care, băi, jur, m-a amuzat maxim când m-am prins. Este un vers la Paraziții. Uite, scot fum ca Loganul de Mai. Am stat și m-am gândit o vreme ce a vrut să spun artistul Loganul de Mai. Păr-o, mi-am dat seama, era vorba de mea ei. Dar mi-a luat vreo câteva săptămâni bune. Să trăiască eroul nostru, Chelu. Mersi mult că ai venit. Eu îți mulțumesc pentru invitație.